Ați venit la ședința ordinară, o ședință ordinară cu 15 puncte pe ordinea de zi. Vă rog să fiți concentrați și să fiți utili comunității. Doamna secretară, domnul președinte, o să preluați. Bună ziua tuturor! Bine ne-am reținut la o ședință a Consiliului Local. Asta dacă sunt de condițiile legale pentru desfășurarea ședinței și declarăm ședința deschisă. Ați avut la materialele de la comisii procesul verbal la ședințe publice. Dacă sunt discuții. Dacă nu sunt discuții, o să spun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Domnul Răzvan, știți ceva de el? Dacă nu am înțeles, am să fie conform dispoziției primarului, sunteți invitați să participați la ședința ordinară a Consiliului Local de Oși, convocată pentru data 24.03.2023, ora 13, la sediul primăriei Oși, în sala de ședință. Alăturat convocării, primiți proiecte de hotărâre ce sunt menționate în prezentul convocator și restul materialelor, adrese referate, motivele așa, care au stat la baza inițierii proiectului de hotărâre, vor fi înaintate președintele comisiei. Proiectele ordine de zi privind convocarea Consiliului Local Voț în ședința ordinară. Primul proiect, nu o să ne mai dau citirii la toate 15, luăm pe rând, dacă sunteți de acord. Da. Ordinea de zi, haideți da. Să punem la vot. Să punem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Deci, primul proiect. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada aprilie-iunie 2023. Eu aș avea ceva de... Să nu mai ca să nu lungim câți multe puncte. Avem fiecare față, mă dăm citire. Păi nu, asta am să mai citim fiecare punct. Nu mai luăm planul de pentru ședință. Domnul președinte. Da, mulțumesc, domnul președinte, domnul primar, domnul secretar. Propunerea mea, stimați colegi, propunerea mea pentru următorul mandat de președinte de ședință, domnul Micol. Mai este vreo... Punem la vot. Cine este pe el? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 8? 9. 9? Da. Am 9 propunere. Am și 8 propunere. Am dreptul, nu? Da, sigur. Propun pe domnul Stoian. Domnul Consiliu, ați fost de acord? Să puneți la vot, propunem. Cine este pentru domnul Stoian? 1, 2, 3, 4, 5, 5. Mulțumim, felicitări, domnule președinte. Domnul Răzvan. Iată. Proiectul numărul 2. Proiectul hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar doamnei Ireș Angela pentru cumpărarea de medicamente. Da, o să prezint eu puțin pentru domnii consilieri care nu știu și n-au întrebat. Deci este o femeie din satul Bejdir care are deci singur părinte, la 3 copii, are o fată în Bacău, la un centru, un centru de clasament, are 2 copii la acasă, dintre care unul este cu handicap grav de invaliditate. Ea este asistent personal pentru copil, suferă de o tulburare psihică și are o dependență. Iar tratamentul la medic de familie nu este compensat și costă până în 200 de lei lunar. Eu personal am ajutat-o de 2 ori pe femeia asta cu cumpărarea, procurarea rețetei. Dacă sunteți de acord, să o ajutăm să scape din dependența asta. Spuneți-vă. Da, mulțumesc frumos, domnul președinte. Cred că cunoaștem cu toții din aparatul administrativ faptul că m-am interesat despre acest proiect. Ca și diagnostic, din ce am înțeles
și din ancheta socială, doamna suferă de anxietate. De acord? Nu. Nu? Așa spune ancheta socială. Tratamentul și toate, da, deci anxietatea este tot o boală psihică. Da? Și o dependență. Și o dependență. Vreau să menționez aici faptul că în 2010, studiul la nivel mondial făcut privind anxietatea spunea că unul din 5 persoane suferă de un anumit mod de anxietate. Asta era în 2010. Da? Ce înseamnă asta? Că la nivelul UAT-ului Buhoci, având 5.000 de locuitori, înseamnă că 1.000 de locuitori pot avea sau suferă de anxietate. Vreți să-i ajutăm pe toți 1.000? O să răspundă domnul consilier, nu pot. Am înțeles. Și mai mult decât atât... Ați citit ancheta socială dumneavoastră? Tratamentul aplicat de către medicul de specialitate se referă la anxiar, care este un ajutant privind anxietatea. Avem Rivotril și Gabaran, care se ocupă de epilepsie. Doamna nu are epilepsie. Da? Și tot acest tratament ajunge undeva la 95 de RON pe lună. Dacă eu vă spun că persoana a trebuit nu vă gândesc că Ilieș, spune numele Ilieș ceva. Nu, nu, nu. Este catolic. Domnul președinte, n-am făcut. Nu gândiți la noi, consilier, că i-am cumit. Nu-i nici i-am cumit. Nu, nicio formă, familia Ilieș. Deci trebuie gândit bine, că eu știu familia asta, că e foarte... Da, da, da. Remediul pentru anxietate este citit și plimbat în altă. Deci, ce mai diagnosticul de scrisoare medicală este următor. Îmbunări mentale și de comportament datorate consumului de alcool. Mi-am spus că are o dependență. La ce vă credeați că mă refer? Păi nu aveți un sustim, dar... Păi nu, are o dependență, am spus. Eu n-am vrut să menționez. Da. În zi, din cauza că sunt niște reguli date personale care nu le putem aplica pe amândoi. Domnul primar, eu n-am vrut să menționez în nicio formă. Nu e caz că sunt niște... Cel mult putea să vă spună doamna secretar sau dumneavoastră, dacă intrați un pic și analizați ancheta socială, faptul că în urma acestei persoane vin niște copii minori care trebuie supravegheați. Și dacă acea persoană nu își urmează tratamentul, riscăm ca acei copii să nu fie bine întreținuți sau îngrijiți. Atât am avut de spus, nu vreau să intru în detalii. Da. Deci, alcoolismul este o boală mondială care suferă toată omenirea din pământul ăsta. Deci, ancheta socială care s-a făcut este făcută în respectând toate prevederile legale care sunt la nivelul țării. Colegii de la serviciul respectiv, în urma cererii care a fost depusă de către persoana în cauză, a respectat într-un totul toți pașii. Nu cred că este cazul să fim judecați sau să fim judecați serviciu pentru faptul că au făcut această inspecție și a întocmit documentația care a fost prezentată. Problema este extraordinar de simplă. Noi, Consiliul Local, aprobăm sau nu aprobăm acest ajutor pentru persoana în cauză. Deci, supunem la... Stimați colegi, urmăresc cu atenție aici denumirea acestui proiect. La proiectul numărul 2 scrie destul de clar. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar doamnei Ilieș Angela pentru cumpărarea de medicamente. Inițiator, munteanul Dumitru Dor, viceprimar. Din coace. Curios, de asta sunt curios. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar doamnei Ilieș pentru cumpărarea de medicamente. Inițiator, Holtea Mirela, secretar. Dom'le, hai să ne înțelegem. Vă uitați pe dispoziție. Convocatorii sunt hârtia mea interna. Dar scrie negru pe alb, dacă dumneavoastră... Hârtia mea internă, ce vă uitați?
Da. Și încă o altă ordine de idei. S-a început cumva campania electorală. În comuna București sunt peste 5.000 de familii. Dacă le analizăm pe fiecare, veți vedea. Veți vedea că foarte multă lume este bolnavă. Dar totdeauna se îmbolnăvesc numai la Bișghir. E curios și domnul viceprimar imediat vine și ne argumentează că e pe plan. Care plan? Care? Și în comuna Buhoci, și în Buhoci, și în Dospinești, sunt persoane bolnave. Ce facem? Luăm bugetul comunii, în loc să facem ceva pentru comunitate, începem să-l distribuim. Două dăm dincoace, mai dăm și două dincolo, dar tot la Bișghir, dacă putem să ne facem campanie. Domnilor consilieri, hai să realizăm problemele care ne interesează în comuna Buhoci. Lăsăm campania electorală, lăsăm totul deoparte. Eu nu voi fi de acord cu așa ceva. Nu, am început prea repede campania electorală. Vă mulțumesc, domnule. Ocan nu vorbește în conștiință de cauză. Datorită faptului că eu cu doamna secretară am fost... Domnul președinte, s-a înscris la cuvânt. Păi nu v-ați înscris. Și problema este că chiar doamna secretară a susținut medicamentele dumneei. Păi susținut medicamentele. Deci nu a fost campanie electorală. Hai să fim serioși. Vreau să întreb. Facați campanie electorală când depun în fața acestui haiei. Pentru unei aici, luând în calcul, deci acest proiect a fost întocmit în baza unei hotărâri din 2018, hotărârea 53. Ce spune hotărârea 53? Acordarea ajutoarelor de urgență se face la solicitarea scrisă a unui membru de familie sau a persoanei singure pe bază de declarație pe proprie răspundere. Există această cerere? Eu vă spun că m-am să fac și eu solicitări pentru 100 de persoane din comuna Buhoci și nu vor fi aprobate. Hai să nu mai iei, gata, nu mai autoritatea locală, prin compartimentul de asistență socială și în baza unei anchete sociale, ați dat conciteați, poate aveați o oglindă în față și vedeați exact că persoana nu e o persoană singură, are în spate doi copii minori sau... Care unul e din centru de plasament și unul e din acasă. Ce să mai discutăm? Haideți să punem la vot, că așa am știut cu părerea mea. Președinte, domnul primar, doamna secretar, până acum, în momentul de față, nu ați adus la discuție dosarul doamnei, cum îi spune? Doamnei Ilieș. Da. Ce s-a întâmplat până acum? Și-o susținut dumneavoastră medicamentele, domnul Dubișteală. Păi, dar să spuneți, de unde, cum și... Păi, din bugetul personal, din diverse... Spuneți, buți. Așa. Cine v-am spus. Da. Atât am avut de întrebat. Dacă o să rog eu, ca să da? Da. Doar un minut. Da, mulțumesc pentru... Eu vreau doar să întreb dacă din comisie sau din cine a făcut parte la problema actuală, dacă este cineva de profesie care știe că, într-adevăr, este... Asistent social. Pe nu? Medicul e de familie. Medicul e, pe nu? Am înțeles că a spus dumneavoastră, domnul Ilieș? La medicul e. Da, la medicul e de familie. Și am cerut... La medic sau la ecaia? La medic de familie. La medic. Medic, la inițiativa medicului. Părerea mea că sunt alte instituții ale statului care se ocupă de așa ceva și acordă ajutor ca și întreținător și nu suntem noi în măsură să oferim. Că pe urmă, direct, din ce... Da. Deci, atât, mulțumesc. Să punem la vot. Cine este pentru ajutorul ăsta de... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da? Număram bine? Nu văd cu părțul. Da? 7? 6. Hai, să vedem împotrivă. Abține? Abține. Nu știți împotrivă? 6, nu-i cu părțul. Pentru abține. 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 Păi nu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da? A votat nu împotrivă. 7 au fost. 7 au fost pentru. 8 abțineri. Cum v-am spus eu. Da. Mulțumim. Proiect numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor necesare licențierii
ani RSC, a serviciului de alimentare cu apă și canalizare din comuna Buhoi. Ce înseamnă asta? Da, ți-a explicat. Inițiatorul proiectului, primarul Cristian Nistor. Și pe înțelesul tuturor, e un pas înainte pentru raportare și pentru ducerea la bun sfârșit al proiectului apă și canal. Acest proiect nu este pur și simplu întâmplător. Avem o adresă în care ne... ghidează în acest sens. Avem aici, doamnă, nu văd, n-am adresat. Deci, legea 241 din 22.06.2006. Înființarea. Care e calitatea? Îl prezintă pentru că nu are mergătorii primarul. Ai purtătorul de cuvânt. Hai, doamne, dar să fac plăcere, dacă aveți... Nu, 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 nu. Legea 241 din 22.06.2006. Mai bărbii, dar asta e treaba ce vreți face. Nu știu cine să bărbii, domnule. O, dar nu ați spus de dumneavoastră așa nu de bărbii, că ești bărbii ce-ți mai de bărbii. Vocal, nu vorbești cam mult. Da, am greșit, ce ai spus. Mulțumesc frumos. Ar trebui, înainte de a jigni, să fiți un pic, să dați dovadă de bun simț. Stați un pic, domnule primar. Dacă tot am întrebat, în ce constă proiectul ăsta? Domnul Dori a început să râd nimic, eu sunt cam incompetent din câte am văzut. Doar a tras cu poate. Nu a spus, așa e. Nu a spus. Că ați început campania electorală? Eu nu am înțeles. Domnul, e păcat că așteptam ceva. Discuția de Andrei Amin la diverse. Așteptam ceva, dar nu vă pot da acum răspunsul. Eu și așa vi-l dau și după aceea... Și așa vă dau cu venit în dumneata cu și așa vă că vorbești pe nas. Băi, eu... Așa vorbești pe nas. Așa e vorba de noi. Dau cu venit oamenii ăștia. Nu vă dau cu venit, nu vă dau cu venit. Și așa vorbești pe nas. Domnul președinte, nu vorbești pe nas. Domnul președinte, frumos, cu mine nu merge. Băi, când avem mă suplinie, nu avem mai interesant. Proiectul cu apa și canalul este o tergiversare continuă de 12 ani de când este finalizat. Deci, gardara asta ne-am săturat de ea. Nu, eu vreau să punctez ceva. Domnul primar a vorbit de respectul pe care se așteaptă să-l demonstrăm noi, consilierii locali. Domnule primar, când m-ați lovit cu piciorul aici la propriu, ați respectat pe cineva? Când m-ați lovit aici, de față cu toți consilierii locali, cu piciorul ca la Ciolănoaia pe vale. Hai că discutăm la sfârșit de atunci ați respectat sau nu? Păi nu vă mai rugați, rugați-vă pe dumneavoastră în oglindă, vă rog de acum. Domnilor, vă rog liniștine în modul cum abordați o ședință. Pe păi, dar dumneavoastră când dați cu copii, da, abordați bine ședința. Președinte, domnul primar dă dovada de ipocrizie crasă în fiecare discuți problema asta. Spunându-ne nouă cum trebuie să fim noi, dar cum nu este dumneavoastră. Este lege, este
plângere, nu discutăm acum. Păi este o plângere penală. Domnul primar vrea să prezinte proiectul. Domnule, din trecut, o să fiți invitați sub ați făcut videochat în fața primăriei. Și eu și-a dat videochat, știți ce aia? Domnul Iftimie, lumea se întreabă ce sunt cu apucăturile domnului Iftimie. Aoleu, chiar asta se întreabă. Nu se întreabă niciodată de ce domnul Iftimie are niște ticuri așa nervoase. Nu știu, întrebați-o pe dumneavoastră. Păi da, să vedem. De unde ați luat dumneavoastră tubul de pe tot și l-ați spus? Domnilor consilieri, trebuie să întâmplă cu fetița. Dacă nu discutăm. Lasă prezinti domnul primar și discutăm. Nu are interes. Discutăm la proiect, la ședință. Nu are interes. Pentru dumneavoastră, pe care ai să fii cu președinte. Vă rog frumos. Da, bă, dar îi dai curs, domnul Mocan. Am spus că gata, am oprit domnul Mocan. Nu, dar gata, am greșit-o, dar am cerut scuze. Da, dar vă rog, am cerut scuze, domnule. Bine, știți să prezinti domnul primar proiectul și după aia discutăm. Am cerut scuze, domnule. Băi, votez, nu, dar facem ordinea, respectăm ordinea. Nu să zic, cetățeanul că nu o să vă vadă că agitați așa pe lângă proiectele de hotărâri și pe lângă evitați interesul cetățean. O să zic, așa o să zic la timpul potrivit. Și atunci vom vedea cum o să plecați iar cu coada între picioare. Da? Până atunci hai să revenim la ordine. Gestiunea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare. Articolul 17 din legea 241. Înființarea, organizarea, coordonarea, gestionarea, monitorizarea și controlul furnizării, prestării reglementate a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, județelor, precum și administrarea, exploatarea și asigurarea funcționării sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare aferente acestuia, constituie competențe exclusive ale autorităților administrației publice locale, pe care le exercită în condiții de lege. Aceste competențe pot fi exercitate și prin intermediul asociațiilor de dezvoltare intercomunitare cu obiect de activitate, serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale asociate în baza mandatului acordat acestora în condiție legii numărul 51/2006 republicată și completările ulterioare. Punctul 2. Modul de organizare și funcționare a asociațiilor de dezvoltare intercomunitare, obiect de activitate, serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, se stabilește prin actul constitutiv și statutul asociației cu respectarea prevederilor legii numărul 51/2006, republicată cu completările ulterioare. Punctul 3. Gestionarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, respectiv de exploatarea și funcționarea sistemelor aferente, se organizează astfel încât să asigură respectarea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare privind calitatea apei potabile și epurarea apelor uzate și în funcție de a. nevoile comunităților locale, b. mărimea gradului de dezvoltare și particularitățile economico-sociale ale localităților, c. starea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare existente, d. posibilitățile locale de finanțare a exploatării și funcționării serviciului respectiv a înființării ori dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente. C. Raportul cost, calitate optim pentru serviciul furnizat, testat utilizatorilor. Înființarea, organizarea, funcționarea și gestionarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare se fundamentează în baza unor studii de specialitate care vor analiza elementele prevăzute la aliniatul 3. Soluția optimă se va adopta după dezbaterea publică a studiului și după consultarea utilizatorilor. Articolul 18. Gestiunea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare se organizează și se realizează în următoarele modalități. Gestiune directă, gestiune delegată. Alegerea formei de gestiune a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare se face prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale.
Da, mai avem o hotărâre care e legată, dar aș lăsa pe domnul Mocanu să citească, ca să dovedească că nu-i bulbuit. Vedeți, iar încerc. Păi da, nu-i corect. Acest proiect nu este inițiat de Mocanu. Păi da, citiți să citiți. Da, 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 să citiți dacă l-ați inițiat. Luați-l să citiți. Dar el nu este inițiat de Mocanu. Domnul președinte, vedeți, nu scrie clar. Mocanu. Inițiatorul ești tot. Nu mai bine am discutat puțin. Eu încearcă ceva. Liniște. Spuneți, domnul. Mulțumesc, ar dori să vizitează domnul Zori Munteanu raportul de specialitate pe acest subiect, pe acest proiect. Bănuiesc că are studii temenice în apă și canalizare, dumnealui, și este specialist. Vreau să vedem. Să-l citească dumnealui. Dacă există un raport, să-l citească. Hai să nu vedem pe altcineva din afară să fac un raport. Ce raport? Vorbim de specialiști sau despre ce? Vorbim de specialiști, domnul consilier, dacă nu discutăm la... Dar nu la subiect? Supunem la... Dar e la subiect. Dar supuneți la vot. Nu e o problemă. Putea fi și retorică întrebarea. Supunem la vot. Cine este pe el? Dar nu sunt dezbate, primate, ai dat dumneavoastră, ați spus imediat, spuneți la vot, n-ați spus. Hai să dezbatem acest proiect. Păi trebuie să... Haideți să încercăm să învățăm cât uși de cât. Păi dar nu, eu nu vă învăț, dar nu trecem la... Hai să trecem și semnăm. Nu. Păi dacă formul a... Nu am mai vrut să mai discutem, că nu sunt... Domnul Ghiță Pușcălar, e pentru... Da, și eu. Păi vedeți, așa se trece de altul, lucrurile trece la... Să-l discutăm, să analizăm, să vedem ce fază este. Dacă s-a făcut recepția finală la apă, vorbim de apă și canal fi dând drum. Este făcută recepția finală? Nu, este vorba de înființarea unui serviciu în momentul când am finalizat. Avem serviciu înființat. Ori îl delegăm noi, autoritatea publică locală, ori îl dăm în delegare către CRAB. Despre asta vorbim. Domnul primar, eu m-am întrebat... Păi ne-am explicat. Păi nu am explicat. Ca să dați serviciul ăsta, apă și canal, da? Vreți să-l dați spre o societate, spre cineva care să-l gestioneze. Dați voi. Ca să-l dai, trebuie să fie funcțional. V-am întrebat, s-a făcut... Recepția finală la apă și canal. Recepția finală este făcută. Noi lucrăm acum la avize, la documentație. E făcută să avem nevoie de recepția lucrării, domnul primar. Nu am lucrării, v-am întrebat. Discutăm de recepția. Nu v-ați înscris la cuvânt, dar așteptat. Explicați-mă pe domnul Stoica. Explicați-mă. Recepția e cumpărării. Când e asta va. Recepția finală la apă și canal. Recepția... Hai. Proiectul în sine a fost recepționat în 2014. M-a ascultat sau? Ducând probele de laborator asupra componentelor chimice și bacteriologice, am constatat că avem depășire la componenta amoniu. Am fost obligat să construim o stație de tratare amoniu, care a fost recepționată în decursul anului trecut, undeva prin august sau septembrie. Din momentul respectiv, noi am finalizat toate lucrările pentru ca sistemul să fie funcțional. V-am mai venit și tura trecută și v-am spus că suntem în faza de obținere autorizații de funcționare, corect. Mediu, sănătate publică și apele române. La sănătate publică s-au făcut demersuri pentru... Personalul, calificarea personalului pentru utilizarea sistemului. La apele române am avut de făcut studii de subtraversări pe Pârai, Torenț și alte cursuri de apă. Eu vorbesc de tehnic. Ne-a murit dumneavoastră pe noi? Dă niște explicații, domnul consilier. Vrei să citească? Vrei să explici, nu-i dai voie. Încerci să citești, nu mai dai voie. Domnul, ăla să-ți scrii, acolo să atunci e Johnny Joker, ești în fiorul pământului. Ăia râs că nu-i nici râs.
Pentru utilizarea sistemului. La nivel de persoană calificată, de domnul Bodeanu. Sunt lucruri care trebuie făcute suplimentar, referitoare la utilizarea apei, la sistemul de apă potabilă, din punct de vedere al Direcției de Sănătate Publică. Adică acel Bodeanu se duce și la alte cursuri de perfecționare. Care îi pune DSP-ul. La Seghea v-am spus că ne-au cerut subtraversări, depunem proiectul. La mediul o să fim analizat din toate punctele de vedere. Nu este angajat. Domnul primar acum vrea ca acest proiect de hotărâre să îl împuternicim pe el, să facă documentația în așa fel încât ulterior să știm, delegăm acest serviciu de utilizare că în, și licențierea în RSC a serviciului sau să-l delegăm. Dar pentru asta trebuie făcut alte documentații cu care domnul primar va veni tot în fața dumneavoastră. Deci, într-un cuvânt, este făcută recepția și probele de apă, le avem foarte multe. Dacă vreți, domnule, să vă aduc cu probe de apă. Interesat problema, m-am întrebat, dacă este recepția finală tot. Este. Domnul... Vă explic. Domnul președinte, și aș vrea, rugămintea mea este să încercăm să ne păstrăm calmul și să fim și civilizați în același timp. Ca să ne putem înțelege, că altfel nu ne putem înțelege. Deci, suntem toți consilieri aici care am fost înștiințat în august că s-a făcut recepția la sistemul de apă și canalizare. Tot de aici. Lucrărilor. Am fost aici. E cineva care nu a fost aici? Lucrările. Eu am întrebat. Păi din ședința... Cum a spus dumneavoastră întrebarea, reiesă că nu a spus la ședința respectivă. Cum ce v-a spus? Nu nicio fel de minte. Depășim momentul. Deci lucrările acestui sistem apă și canalizare s-a finalizat, s-a făcut recepția anului august. Suntem la o altă etapă, la autorizarea acestui sistem de canalizare. Nu poți funcționa dacă nu ești autorizat. Degeaba zâmbești, domnule Pușcălargă. Dacă un coleg de aici știe că poți funcționa, sunt mulți care au afaceri, poți funcționa într-un sistem organizator economic sau de altă natură, fără autorizație de funcționare, eu plec din România. Dacă știi, domnul Pușcălargă, că se poate... Vă rog, vă rog frumos! Vă rog frumos! Vă rog frumos! Să-mi bea așa! Să nu știi ce spui, domnule! Foarte bine! Prezentă și mie adresul! Domnule Pușcălar! Am mai explicat încă o dată! Am mai explicat... Am mai recepția! Domnul Pușcălar! Am mai explicat încă o dată! Ce spune sumă ta, nu știu? Nu e subiect, ați făcut o veche, Bani, ce spune mă asta? Pot să vorbesc și eu. Și nu știm să citim ordinea de zi, întrebăm la mișto ce aia. Vreau să citiți acele raporturi. Îți citesc orice vrei, domnul Mihaitan, dar să citesc că le știu pe din afară. Le vărtă. Uite, pun la poartele așa, îți pun pe din afară, îți răspund la orice vezi întrebare. Satul Itale, salut domnul, salut domnul Golai. Și eu am colegi, vă răspund, domnul, vă răspund. Domnul Domișteanu,
Ioaneanu, răspund la orice consilier, la orice întrebare. Păi, dar v-ați întrebat cineva ceva? Gata, domnul. Păi, ați întrebat, ești anormal, dacă mă întrebați omul. Păi nu mai vrea să stăm civilizați, domnul Dorel. Deci, stimați colegi, mai departe. Natalia a venit rău. Foarte civilizat. Dați-mi voie să... Domnilor colegi, pot să termin discuția până mai departe? Mă nu dau cuvânt. Supuneți la... Da? Suntem în procesul de... autorizare a sistemului. Săptămâna trecută a venit o vizită de la DSP pentru ca să ne ia proba de apă. Chiar acum, în timp ce eram la ședință, am primit de la DSP și proba de apă. Rezultatul buletinului. Am și o limită. Dar e ok. Care nu are importanță. Da, nu, nu mai... domnilor cetățeni ai Comunei Buhoci, observați haideți, că nu suntem lăsați să ne desfășurăm activitatea, ca atare, începând în acest moment, nu mai răspund la niciun fel de întrebare din partea lui Mihăiță și altor consilieri care nu vor bine la acestei comunități. Știu ce am făcut ca acest proiect să ajungă la maturitate. Gospodarul satului, fiul satului gospodar. Continui. Oricum, prudile mele, nu spune că sunt veci vor amin. Hai să câștigi un pot. Nu vreau de la dumneavoastră. Dar nu de la rudele mele, la care tu știai tu să le ceri pot. Nici dumneavoastră ai câștigat potul de la rudele dumneavoastră. E treaba mea, dumneavoastră. Atâta timp că sunt consilier, sunt consilier. Stimați colegi, voi încerca să votez acest proiect, dar numai cu o singură condiție, o condiție foarte tranșantă. Vreau un răspuns concret de partea domnului primar, de partea domnului viceprimar, care este data când se va pune în funcțiune acest proiect. Dacă acum o lună de zile ni se spune, domnule, mai am o aprobare și gata. Acum venim din nou. Păi să vezi că am o aprobare și gata. Vedeți dumneavoastră că cred că se finalizează și acest mandat al domnului primar Iștoc și noi apă în Comuna Buhoci nu o să avem. Venim cu amăgel de genul. Mai am o aprobare. Lăsați-mă un piculeț să vă dau răspuns. Lăsați-mă un piculeț. Domnilor, răspundeți odată pentru totdeauna. Data limită de finalizarea acestui proiect este data de. Vă rog să spune, domnul primar, poate ne puteți lămuri pe toți. Mulțumesc. Data de e după obținerea la autorizație de funcționare. E un astfel. La instituțiile statului. V-am întrebat data concretă, adică există o dată, o lună, într-o lună de zile, spuneți, pe data de 20 ianuarie la anul, voi finaliza acest proiect. Scurt și cuprinzător, nu cred că am cerut imposibilul. Vreau să votez totdeauna, am votat pentru ca să am apă în Comuna Buhoci, dar în fiecare zi venim, la fiecare ședință venim cu tot felul de chestii din astea care sunt amăgitoare. Mai ne trebuie o aprobare. Păi să vedeți că am făcut probe și am ieșit bine cu probe. Eu nu am spus că n-ați ieșit bine. Când începem să dăm drumul la apă cetățenilor din Comuna Buhoci? Am finalizat, spuneți data concret și atunci eu n-am nimic. Eu sunt de acord să am cetățenii Comunei Buhoci să aibă apă. Sunt de acord că am și eu nevoie. Am și eu nevoie, ca și dumneavoastră. Mulțumesc. Acum că avem să înțelegeți ce voi explica domnul administrator public. Voi explica domnul viceprimar că a trecut prin proceduri. Până nu obținem aceste autorizații de funcționare de la instituțiile statului, nu putem funcționa și apăși mai departe, la următorul nivel. Deci despre asta e vorba. Domnilor care aveți o afacere umanitară, de comerț în special. Știți foarte bine că fără autorizație la DSP, fără acele examene medicale, nu te poți prezenta la tarabă să vinzi. Deci aici cu mult mai multă responsabilitate discutăm de un sistem centralizat la nivel de comună. Da? Să vă întrerup un pic. Ne spunea domnul administrator. Eu știu că pe dreptul vă deranjează, dar eu trebuie să spun lucruri, pentru că astea sunt lucruri. Să vă explic.
un singur lucru. Ne spunea domnul administrator din preună cu dumneavoastră că s-au simplificat lucrările de a finaliza niște proiecte. Sunt adevărate cuvintele pe care le-ați spus, domnul? Procedural tot e nici. Adică procedural, adică procedural, ce semnifică la dumneavoastră? Hai ca să... Procedural. Documentate. Astăzi trebuie să așteptăm 10 ani. Am depus de acum o luni de zile aproape. Și? Câte controle mai are? Numai un piculeț. Domnul Vici s-a ocupat. Nu, spun doar pentru cetățenii din comuna Buhoci. Proces verbal numărul 43 din 14.03.2023. Vedeți că se chemați este oficial ștampila DSP acolo, da? Da, de ce nu este pe site-ul primăriei, domnul vicepreședinte? Astăzi, da, domnul consilier, 23 martie. Domnul consilier, 23 iastăzi. Da, acum, acum, a 23, a fi 2014. Da, a făcut cererea. Pe data de 14. Vă spun, pe data de 23. DSP-ul vine fiecare an și cere ca apa să autorizeze că apa este potabilă. Deci asta sunt lucruri. Când e gata apa, se termină aia, trebuie aia. Când e gata aia, cum este aia? Domnul consilier Bolai. Procesul verbal e 24, iar ăla e 23. Hai să fiți ironic că nu-i gata. Dar am frișit la voi. Domnul Rădă, știu că sunteți deschitiți pe anumite chestii, că interesele personale primează în rândul unor consilieri de aici de la Buhoi, dar are important. Domnul președinte, o întrebare. Deci, ședința sau? Deci, urmarea cererii depuse de oameni... Am să mă pregătesc în ședința, când ai să fii tu președinte. Păi nu, nu, păi nu, pentru cetățenii din Buhoci. Urmarea cererii depuse de oameni din Buhoci. Un pic, liniște. Urmarea cererii depuse de ATM Voci cu numărul 9201 din 15.02.2023, înregistrată cu nivelul direct sanitare, publică Bacov numărul 4350 din 15.02.2023, prin care se solicită autorizația sanitară de funcționare pe sistemul de alimentare cu apă din Buhoci. Da? Despre asta vorbim în ședința asta, domnilor consilieri. S-o înțeles și o... Nu s-a înțeles, domnul, nu s-a înțeles. O înțeles toată lumea, deci. Că e, toată lumea. E bășcării ce face. Nu s-a înțeles, domnul. Vă spun eu, bășcării asta face. S-o înțeles. Interese personale care vin urmăriți fiecare dintre voi. Eu n-am interese personale, te las acum unii voi. Punct. Și o să vedeți, o să vă convinge, sunt viceprimar, acum nu o să mai fi viceprimar, am nici fel de probleme. Dar tot nu puteți să-mi puneți bolniță în gură, pentru că te știu eu despre fiecare dintre voi. E foarte clar. Spuneți-ne aici consiliului de local de față prezent cât din suprafața gospodăriilor acoperă sistemul de apă, cât din suprafața gospodăriilor acoperă sistemul de canalizare. E o întrebare, aș vedea o altă. Cam câte familii ar putea fi acordate la sistemul de apă și câte la canalizare? Deci dumneavoastră, ca să înțelegeți cum vreți, ați înțeles întrebarea. Ca suprafață, satele Bijghir, nu. Haideți să o luăm procentual, așa... Vorbeam de satul 5, domnule, iau pietru cu bote la zveau la deci cât apă, cât canal. Deci satul Bijghir are acoperiri la canalizare, Dumbrăvița și până în centru la moară. Procentual. Eu am întrebat, procentual. Cât la sută sistemul de apă acoperă comuna Buhoci, cât la sută acoperă sistemul de canalizare și de aici plecăm. Bun, să vă zic, avem 27 de kilometri de apă și da. 12,5 kilometri de canalizare. Am înțeles. Astea sunt lungimile canalizării. Ca să vă spun suprafața... Am înțeles, astea sunt lungimile. Astea sunt lungimile de rețele. De aici avem acoperirii cu apă toate satele. Nu pe toate străzile, adică sunt
proporție de 68-70%. Cam așa, cam așa, în jur de 65% eu aș merge. Iar la canalizare avem până la jumătatea Bucocelului, Coteniu deloc, undeva cred că în jur de 35%. În proporție de 28%, domnul administrator. Păi nu știi, domnul. N-am stat să calculez. Cine facem în situația în care mediu, cei de la mediu, nu le vor da autorizație celor care se raportează la apă pentru că nu au unde să depășească. Există și aici posibilitatea celor cu posii să facă justificare ca 40% din apa consumată să o poată justifica prin vidanjări care să fie dusă la stația de depurare prin baza de bonă. Eu, Stoica, fiind din satul Coteni, mă racordez la apă, sunt obligat să-mi fac fosă, voi consuma un mediu de 10 metri cub pe an. Înțeleg că dumneavoastră, sunt obligat să înțeleg că dumneavoastră plătiți doar 50% din taxe și impozite, pentru că 50% nu aveți canalizare. Investiția dumneavoastră. Bun. Investiția dumneavoastră. Nu, se plătesc la cei care în dreptul în satelor, care au toate sistemele de serviciile de utilități publice, vor avea taxe mărite cu 10 sau 12%, cum prevede codul fiscal. Nu se plătește 50%. Am da? Eu, Stoica, sunt în Cotet, voi fi nevoit să justific 40% din apă cu o vitanjez. De bază de bun. Da. De bază de bun. Dar asta va fi o evidență ținută de primărie. Deci clar, punctual, că medicii noi de controlează nu om acasă. Comuna Murene are apă fără canal. Bun. Vreau să fac o constatare ca urmare a dezbaterilor noastre multiple avute în ultimii 2 ani aproape de când suntem în Consiliu și din ce am verificat și anterior, se pare că, și o să pun o întrebare aici, vă scuzați că nu știu cum de nu am închis, gata, s-a terminat, cer scuze. Așa, în acest proiect de apă și canalizare, pe care, cum vreau să-l parafrazez puțin pe domnul administrator public, dumnealui, domnul Iustin Stoica, acum 2 ani jumate, spunea că dă drumul la apă într-un an, așa este domnul administrator public. Așa este, nu? Aveați un slogan politic atunci. Bun. Eu acum vă întreb pe dumneavoastră, domnule primar, că sunteți... Haideți să vorbim pe rând. Așa ați cerut, așa face. Domnule primar, dumneavoastră, ordonatorul de credite al primăriei Buhoci, vă asumați responsabilitatea întârzierii cu 12 ani din cauza dumneavoastră a sistemului de apă și canalizare, a punerii în funcțiune acestora sau este de vină altcineva? Puteți să ne spuneți dacă sunteți dumneavoastră, considerați că sunteți vinovat pentru că de 12 ani de la finalizarea cu ghilimele de rigoare a proiectului apă și canalizare din comuna Buhoci, vă considerați vinovat dumneavoastră sau aveți un vinovat ca să îl afle lumea? Pentru că nu căutăm neapărat vinovați, dar oamenii ne întreabă aproape zilnic pe stradă, domnule, ne mint cu specialiști, cu metrei, vorba unui coleg de-al nostru, suntem pe procedură, avem de luat avize. 12 ani nu s-a realizat ceva ce în alte oameni vecine cu noi s-au realizat într-un an de zile și sistemul de apă și canalizare, domnule primar. Spuneți-ne și nouă să transmitem oamenilor cine este vinovat. Vă considerați dumneavoastră și aparatul de specialitate vinovat sau domnul administrator public? Și dacă găsim un vinovat, să facem puțină curățenie, că dacă nu ne pricepem, plecăm acasă. Și noi și dumneavoastră. Păi trebuie să plecați noastră, mai știi, că n-ar puneți blocaje la toate... Care blocaje, domnule? Te faci de ce ani cineva blocaje? De ce nu răspundeți la întrebare? N-am pus întrebare. Răspundeți la întrebare. Păi, m-am spus de spate. Lasă-o din spate. Lasă-o din spate. Să vadă toată lumea așa. Plecați noastră prima dată, faceți liniște aici în Consiliul Local și nu mai faceți circ. Dar cine face circ? V-am întrebat ceva. Revenind la ceea ce spuneți dumneavoastră ca și acuze, discutăm de un proiect implementat de alți primari și schimbat în diferite faze. L-am preluat, cum l-am preluat, cu fisurile care au fost și cu problemele care au fost. Am făcut toate demersurile, am ajuns cu el la recepția finală. Suntem în momentul în care obținem autorizația de funcționare și o să trecem și la cealalt pas de racordare. Dar la final o să vin frumos cu o justificare referitor la
implementarea proiectului pe 3.2.2 în 2009, de cine a fost inițiat, de cine a fost dus la, la diferite etape și nivele, de ce s-a ajuns până s-a prelungit la această perioadă. Vreau să asigur cetățenii că suntem, la ora actuală, în relații de colaborare cu finanțatorul. Toate procedurile care s-au derulat de prelungire a fost înștiințat, am făcut note justificative pe tot ceea ce ține construcția sistemului și avem termen la sfârșitul lunii de a depune documente pentru finalizare. Ulterior, cei de la AFIR o să trimită o comisie, o să analizeze proiectul, o să primim și bănuții care i-am cheltuit până aici, dar ceea ce am discutat noi în, la punctul de pe ordinea de zi, am discutat de cu totul și cu totul altceva. Dar dumneavoastră veniți și vă legați. Să facem bate scâmpii, domnule. Deci, domnul consilier, dumneavoastră bate câmpul, pardon, că vă duceți cu tot felul de delegație și încercați să răscoliți și să faceți tot felul de... De unde mă blocați dumneavoastră cu mașinile fără numere? Nu știu dacă v-am blocat. Să, nu știu dacă v-am luat la omor. Dumneavoastră faceți fel de a trimis oamenii să le blocheze cu mașinile pe stradă, domnul. Nu sunteți dușite. Eu am trimis, domnul. Da, domnule primar. Lăsați-mă să termin. Păi terminați. Deci a început proiectul pe două mandate în urmă, cu doi primari diferiți. Eu nu o să vin niciodată să dau vina pe acei primari, că acei primari au făcut tot ceea ce am stat în potință de a nu bloca acest proiect pentru neclarități, nu, sau concordanță a unor probleme. Nu e lipsă de experiență, că cei de la incompetență din partea dumneavoastră, domnule. Nu sunteți capabili să înțelegeți. Vă considerați vinovați sau nu, domnule primar? Dumneavoastră sunteți vinovați că blocați Domnule, ați vorbit 100 de fiecare. Ce vă vine? Dacă mai stai un sfertor, să mai vin ceva în cap. Supunem la vot proiectul ăsta. Cine este pentru să voteze? Cine e împotrivă, care nu vrea apă, să voteze cum vrea. Cine este pentru? Dar nu mi-a dat cuvânt. Îți dau o altă, în tura aia. Nu, a trebuit să vorbești. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nu vrei apă? Păi, dar nu mai răsăsă, nu se mai răsăsă într-o chestie, n-am cum să votez, nici da, nici nu. Dar voi și mii să vorbesc, nu? 6. Vorbesc de 45 de minute și pe oară care ți-l trebuie. Deci, este motivul, nu te-am văzut. Nu te-am văzut, asta e următoarea, asta e înceta. Băi, nu te-am văzut, i-am tipărea cum am pus. Poți să trebuie și o întrebare scurtă? Da. Mulțumesc, domnul președinte. N-am treabă cu amănunte prea multe, că noi pierdem în detalii și o lungim. Eu am o întrebare de pus lui domnul administrator, care i-am pus-o mai. Acum 3 ani te-am întrebat, bă, ce este șomenește? Probleme. Bă, când se dă drumul la apă? Mi-ai promis, Soare? Într-un an. După un an. Chestia asta m-a repetat-o într-o ședință cu 3 luni, dacă ți-amintești. După un an te-am întrebat aia. Domnul Stil. Când se dă drumul la apă? Nu detalii tehnici, aproximativ, băi, anul viitor, luna la august, ai spus? În maximum, da, știu. Într-un an, se dă drumul la apă. Mai trecut un an, acum 3 luni, tot în ședința aici, am întrebat, cred eu corect și civilizat. Domnule Știr, aproximativ, când se dă drumul la apă? Cred că răspunsul e tot un an. Acum! Ultima întrebare. Când? Aproximativ o lună, două, trei. Adică să nu ne pierdem în detalii, că suntem pe procedură, înțeleg, sunt pași grei de făcut, dar aproximativ. Vă spun că cine nu e de acord. Domnul președinte, stați un pic să vă explic o chestie. Nu știi, cu apă nu faci ambițiile cu primarul. Domnul președinte, sunteți autist? Da. Deci eu acum am nevoie de apă. Ca să-mi forez un puț, mi-au cerut 5 milioane pe metru liniar. Așa. 300 de milioane, mă împrumut duș
și îți promit că nu ți dau înapoi niciodată. Dacă știu că în 3 luni de zile, 4, se racordează toată lumea la apă, mă racordez la apă și eu nu mai cheltui banii ăștia. Situația mea este jumătate de comună. Nu mi-a răspuns, domnul Dumnezeu. Pune-ne odată! Vă răspund și domnul primar. La sfârșitul lunii martie va fi depus dosar, de recuperarea sumelor de bani de la AFIR. Păi nu am nevoie de bani, am nevoie de apă. Nu e că trebuie bani. Asta implică verificarea de către ei timp de 3 luni de zile, iar după 3 luni de zile ne dă acordul de branșamente la populație. Dacă vreți să vorbesc cu eu, dacă nu mai mințiți, dacă vreți să vorbesc cu eu, dacă nu mai mințiți. Domnul Gat, la vot. Mulțumesc! Îl punem la vot, de om, de ce nu este pentru? Bă, poți să nu mai aștepta. 4, 5, 6, da, am scris. Împotrivă. Împotrivă? Să audă toată lumea, vociul să audă. Abține, vă rog. Nu vrea apă. Deci mai bine, decât niciodată tot e mai bine. Așa e. Să mergem așa pe procedura. Deci se bate pe voce, domnule. Nu dorește apă și zice. Domnul președinte, dar domnul domnule, gata. Gata, domnule. S-a terminat. Dragi cetățeni, ați văzut în detaliu toată ședința a fost numai cir. Nu vor o parte din cetățeni, am considerat-o și am spus-o și în ședința trecută, o majoritate toxică pentru comuna Buhoci. Avem proiecte pe apă și canal, pe de altă parte se duc în sat și spune că nu vrea primarul. Primarul vine conform legii cu documente, le aduce în fața Consiliului Local și cere să fie împuternicit pentru a demara proceduri și a finalizat acest proiect. Avem fonduri europene pe piste de biciclete. Am fost împuternicit, am depus dosarul, suntem eligibili, avem 300 și ceva de mii de euro, nu vor să-i aducă în comună. Cine merge cu bicicleta? Avem unul de scadru și la domnul... La cadru și la cadru. Domnul primar, cum vorbiți? Nu vorbim despre drujba. Despre drujba, nu vorbim despre în fața consătenilor și a cetățenilor. Domnul, arătați-vă acolo, fața, lasă drujba. Domnul președinte, am dreptul să ia cu băgăi. Reluăm un... Și domnul primar a intervenit după vot. Domnul președinte, domnul primar a intervenit după vot. Dar ce am chestiune la fel local? Domnul Sucarela de la primar, cum a transmis dumneavoastră un mesaj cetățenilor? Vreau să vă dau și eu un mesaj. Ce mai vrea domnul Caubin? Domnul președinte, lasă-ți-o facă alea că nevastă. A vorbit acum domnul Dorel de la Drăgușani. Să-l bază nevastă. Deci, dragi cetățeni, domnul primar evinte de două, este primar la al treilea mandat, timp în care tot tergiversează proiectul apă și canalizare, în proiect în care bagă sute și zeci de milioane de lei sau de euro. Domnul primar încearcă să... Și te-ai abținut, domnul. Domnul primar, ia cuvântul, domnule. Dar pui motivul, de ce v-a dat la cuvânt? Domnul consilier, trebuie să ajung și eu proiect numărul 4. N-am terminat, domnul. Gata, am spus. Da, deci domnul primar, trebuie să repune iar până în bună, pentru a-și acoperi incompetența și lucrurile de care v-au obținut pe toți. Domnule primar, nu știți să faceți treabă, duceți-vă acasă. Ce spune dumneavoastră, vă suspendăm? Suspendăm cedința. Da, da, suspendă. Nu înțelegi, ce să suspendem? Nu înțelegi, numai cum dorești dumneata? Da, dar eu vreau să se nu am
să vorbească, mie de ce nu ascultați, proiectul numărul 4. Votați, votați, nu, nu, asta e. Proiectul hotărârii privind aprobarea implementării proiectului îmbunătățirea serviciilor locale de bază prin achiziția de utilaje în comuna Boș, județul Bacău. Treceți la sistemul de vot. Treceți la vot. Da. Cine este pentru? Mă lăsați. Sunt inițiator. Dacă trebuie să-l prezentați. După cum știți, acest proiect a fost adus și în ședința trecută. Majoritatea de consilieri formată în ultima perioadă a considerat că nu este oportun de a aduce 30.000 de euro prin GAL, prin grupul de acțiune locală în comuna Boci. Probabil motivând de faptul că nu au avut timp să studieze documentele. Acum a avut o lună de zile, cred că le-a studiat. Dacă dumneavoastră consideră că nu avem, nu avem nevoie de o autoutilitară pentru a face celelalte investiții sau a participa la celelalte investiții. Chiar zilele trecute am avut niște reclamații și o trebuie să ne deplasăm în zonă, să ecologizăm zona cu buldo, cu mașina care o avem din dotare și am strâns toate gunoaiele în saci menajer și le-am adus cu mașina primăriei. Că de altfel, dacă era o autoutilitară, puteam să o folosim. O să avem deracordat la sistemul de rețea apă și canal. Cu ce o să facem racordările? Mă întreb. Dacă nu ar să considerați că nu vrem să aducem bani în comună, votați în știință de cauză. Dar vă aduc la cunoștință că ați jurat spre binele comunității pentru a aduce fonduri. Pe asta am făcut, că ne judecați că n-am făcut nimic și n-am adus fonduri. Uitați că avem fondurile la poarta comunei și dumneavoastră nu vreți să le aduceți în bugetul statului. Să mai deschideți poarta, să mai intre fondurile alea. Păi dumneavoastră nu o deschideți. Hai, domnul consilier Mucan. Stimați colegi, o să spuneți că iar sunt împotriva acestui proiect. Dar atâta timp cât am fost jignit de domnul primar și spune concret în fața tuturor și în cap, în fața că suntem toxici. Păi dumneavoastră, dacă ne faceți pe noi toxici, noi, pentru ce mai cereți sprijin? Am spus majoritate toxică, dacă vă găsiți în acea majoritate. Dumne, dumneavoastră, când deschideți gurița și o deschideți când trebuie. Nu să ne faceți întâi toxici, să ne faceți de râs față de cetățenii din comună și până să ne cereți sprijinul. Deci odată nu veți primi. Nu vă cer sprijin cetățenilor pentru știți, a face prima dată ne jigniți, prima dată ne jigniți pe toți nu vă cer și când vă cereți sprijinul nostru. Nicușor, dacă nu ne jignești. Nu, niciodată. Pe mine mai jigniți. Nu, dar eu chiar dacă am cerut scuze. Mai șmecherit, hai. Nu, chiar șmecherit. Cu ce eu am luat șmecherit? Cu ce eu nu sunt? Dar eu sunt șmecherit. Vă bucur că n-ați avut majoritate, domnul primar. Da, domnule. S-a avut și majoritate. Dar până la sfârșit cine sunteți? Domnilor consilieri, domnilor consilieri, stai după veste iar acolo, să dea o imagine, duceți pe lângă infitimii. Nu? Îi luați loc. Domnilor consilieri, vă rog, liniște. La voastră nu mai e nimeni. O ședință întreagă nu mai doare curată. E loc. Hai, domnule. Nu, domnule. Domnule, ce nu rog, atunci nu rog. Dacă poți să-i spui la colifezi. Da, provinii liniște, mergi. Nu stau atât. Da. Toată lumea e. Dar, stimați colegi, consider că proiectul numărul 4 este un proiect important pentru comunitate. Mai ales că acest utilaj va fi achiziționat așa cum a fost achiziționat și buldul excavatorul. O parte dintre consilieri aici de fapt au votat pentru achiziția acelui buldul. Și în continuare consider că achiziționarea acestui utilaj, care nu sunt din banii comunității, ci vin din fonduri europene, pe GAL, care tot noi l-am înființat, o parte din consiliere, și aduc aminte,
când am pledat pentru importanța acestui organism galbul de acțiune locală și consider în continuare că acest utilar nu va fi nici pentru primarul Comunei Gorj, nu va fi nici pentru actualul viceprimar acum, pentru că sunt toate funcționează în funcții vremelnice. Nici pentru vreunul dintre consilierii de aici, că probabil peste un an jumate unii vor fi, alții nu vor mai fi, sunt pentru cetățenii Comunei Gorj. De aceea, din acest motiv, rugămintea mea este să vă așezați, aplicați cu seriozitate pe toate proiectele care le avem și să votați achiziționarea acestui proiect, așa cum am spus, nu sunt din banii comunității, sunt pe fonduri europene prin GAP, prin grupul de acțiune locală. Pentru ca să înțelegi o dată și pentru totdeauna, nu că nu bine vor pentru așa ceva, că nu vreau, vreau bine. Din totdeauna am optat pentru așa ceva, să aducem, să facem pentru comunitate. Enumerați-mi, domnul Vici, două puncte forte de care am solicitat măcar să achiziționați, dacă m-ați făcut măcar cu ăsta, unul, dacă nu două, dacă nu aveți două, unde ați utilizat obiectul ăsta care a costat o grămadă de bani. Pascul. V-am spus. Dar dacă îmi dă voie, domnule, să răspund. Da, voi, da, voi, da, voi, da, da, auziți, domnul Vice, nu să începe cu cărere de pietriși cărate de la MAFCO, pe care le distribuiți prin sat, așa. Domnul, vă mulțumim de răspunsul domnului Mihăiță. Și asta a scos camera acolo de pe stâlp? Dacă vă mulțumim. Asta nu s-a vorbit în mai multe ședințe. Doar întâmplător, numai piculeț, doar întâmplător, n-am fost pregătit pentru această întrebare. Dacă vreți, vă aduc tot dosarul de activități. Dacă vreți, poate din acte, cu actele în mână, că așa ai spus, cu actele în mână. Actele în mână, aici avem o notă de constatare încheiată 2203, cu primarea Gorj de către Garda Națională de Mediu. Dar ce vorbim și unde am ajuns? Hai să-i dau un exemplu, știi? Unii nu mi-ai zis că nu știi. Noi nu trebuie de ce ați fost răspund. Ce treabă a făcut bun? Dacă poți să răspund. Am întrebat. Eu nu am întrebat de ce mașinoare s-au astupat de cauza tratamentă. Am întrebat ce lucrări au fost efectuate. Băgete, canale, rigori. Poți să răspund? Da. Deformatat părăie. Poți să răspund? Nu, poți să răspund. Da. Poți să răspund? Da. Aveam în mână un concret. Dar nu astupat cu noi. Nu vrei să... Nu te-ai astupat cu noi. Numărați, domnul, din vreme formatat cu buldo, un șanț efectuat, 20 fete, 50 metri. Am dosarul, dacă vrei, aduc și dosarul. Dacă vrei, verbal. Dacă vrei, verbal. Știi când am venit, corect, știi când am venit viceprimar. Da? Iau pe rând. Poate nu, dacă nu mai aduc aminte de toate, nu niciodată, dai-ți două măcar. Măcar, să știu, poate, nu știu. Repararea drumului de pe pârvul. Am adus la cererea cetățenilor de acolo, de la Pârâu, unde are casă domnul Ocan, un cetățean de acolo, datorită faptului că activități agricole s-au desfășurat acolo, s-au determinat drumul, am preparat drumul excavator, având în vedere că nu avem utilar cu mașină. Pentru a fost domnul Vici, când a fost domnul Ilieș, atunci s-au făcut lucrările aia. Nu, nu aduc, nu aduc, nu aduc, 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 doi. La satul Buhocel, ca să vedeți, să nu zici că nu mai e știm sau nu mai e. Dar n-am comentat eu. El m-a întrebat ce am făcut eu. Ce s-a făcut buldo, bine, a dat un două luni. La Buhocel. Pe ulița de la Pârâu. Pârâu care trece pe satul Buhocel. În partea dreaptă. Este un sunt fundat. Da? Am preparat ulița de acolo, nivelând cu lama și cărând piatră, tot cu buldo excavator, pentru că n-avem acest utilaj. Da? Împotem. La transportul de piatră n-am mai folosit alt buldo. Că n-avem cu ce. Împotem. Același lucru. Pe ulița care trece pe spatele primării. Același lucru. De ulița din de la dispensarul de la Bișchier. Același lucru. Deci peste tot am intervenit cu buldo excavator. Deci nu mai intervenim cu buldo pe drumurile publice,
Că tot pune piatră SECE Drâmbă sau SECE Popescu și dumnealui se face achiziția de utilaj pentru a reprofila drumul. Dați-mi voi să vorbesc. Nu am reprofilat drumul. Corect. Uite, începe să fim constructivi. Nu avem absolut nimic împotrivă. Eu personal n-am niciun nimic împotrivă. Dacă astăzi apare o hotărâre de Consiliu care trebuie să spună ce face. Dar de când vorbim, domnul Vici, de când vorbim? De achiziția unui laj performant, să face în șapte. Domnul, dacă eu fac o activitate, că vreau eu să o fac, sau că mi se lasă... O face din dispoziția primarului, corect. Și din dispoziția primarului, și din hotărârii care le este, poate să nu l-o fac. Dar nu vreau de putare, mâine. Nu, dar dacă face hotărâri de Consiliu, și bugetul de venituri și cheltuieli, bugetul de venituri și cheltuieli care avem a face ceea ce am hotărât, eu din bugetul de hotărâri, din acest zidu care este, ar fi bine, domnul Stoica vă poate confirma că pârâul ăla este, nu se mai poate numi pârâul, se poate merge bine, nu-i de formatat, de acolo, la cote. Când așteptăm? Când vine o ploaie și ia două, trei căsuțe și atunci intervenim pe situații de urgență, că n-am avut timp să le facem 4, 5 ani treaba. Dar nu-i corect? De ce să nu facem dacă avem? De ce nu-l puneți la treabă? Este mai mult de comandă, domnul. Ce din care nu-l de comandă? Dar de ce scade? Domnul Pușcălargă. Domnul Pușcălargă. Domnul Pușcălargă. Hai să ne dăm discuția până la capăt. Ca să facem o decolmatare, trebuie ca materialul care rezultă din decolmatare să transport undeva. Cu ce îl transport? Nu e adevărat. Domnul Pușcălar, hai zis că nu e garda de mediu, ne face un consilier local, ne face... Păi așa nu e garda de mediu. De ce ai depozitat pământul acolo? De ce ai făcut aia acolo? Acum vă ia! Ați înțeles? Toată ziua dăm cu funcționatul la garda de mediu, la aceștia de statul. Deci noi vrem să facem, dar haideți să înțelegeți că trebuie să facem, nu putem să facem cu ce facem. Da, domnul, ia, e gata de mediu, dacă ecologizezi o zonă și ai pus pământ acolo, da, amendă, se văd la următoare. Deci unde s-a pus de altul, nu știu ce număr. Că s-a pus gata de mediu. Domnul Vici, vreau să vă întreb. Săptămâna asta s-a avut foarte mare treabă cu garda de mediu, preocupare intensă, toată săptămâna. Unde a fost problema? Noi, haideți să revenim la ordinea de zi. Deci eu cred că am încercat să spun. Am încercat să spun și am susținut și la cererea domnului Pușcălargă, că am continuat o discuție, că se impune achiziționarea unui mijloc de transport cu care se face mai multe lucrări gospodării pe teritoriul comunii. Dacă nici lucrul acesta nu înțelege și nu conștientizăm că avem nevoie cu banii care vin de la alta, înseamnă că asta e situațiunea. Domnul, doar să fim gigi. Contra și cu asta că... Din la cer, da, și până la în capă, da, pe joc. Și în ce lume ți-a dat? Hai ca să fim și constructivi pentru comunul Bogoș. Este necesar un utilaj ca acesta. Este necesar, chiar dacă unii râd, este necesar. Hai să fim obiectivi. Și eu am fost în situația asta și nu s-a putut face. Nu susțin acum sau îl ridic, îți dă pe domnul Muteanu. Știți că eu sunt o persoană foarte tranșantă și spun, dar nu-i trebuie o mașină. Hai să fim un pic și pentru comun. Vă rog eu de suflet și pe ceilalți. Hai să... Dar eu zic că asta este opinia mea. Nu știu dacă dumneavoastră nu sunteți de acord. Eu voi fi pentru achiziționarea acestui utilaj. Vă mulțumesc, domnul. Hai să spună și domnul consilier. Da, și poate da, știu că vă dau voie, domnul consilier, dar eu să zic. Mă lăsați vorbesc. Da, domnilor consilieri, domnule primar, oportunitatea achiziției unui utilaj cu care să deservească comunitatea bovăceană este utilă, dar trebuie să fie luată o decizie și practică. Acolo, capacitatea de încărcare, sau nu știu, așa, este undeva la 3 ore jumătate.
Ocupă și terminați. Deci plimbăm utilajul arde motorina. Eu zic să refacem un proiect care să includă achiziția unui utilaj cu o capacitate de minim 7 tone jumate, ca să fie și practic, nu numai util, și atunci veniți cu el și îl aprobăm. Bă, de acesta nu putem. Ce este o investiție care... Dacă tot vine domnul Claudiu cu o idee de genul ăsta, dați-i să luăm o bazură de aia o dobla. Păi, să-ți miști că o bază de oameni și bazură ca așa. Trebuie o bazură de 3 tone jumate să-i faci cu șerul. Discutăm de o linie de finanțare pe grupul de acțiune locală cu o finanțare limitată. Că putem să luăm o trezarță. Dacă nu vor ca să vă iau o inutilitate, asta nu se sunt pe care nu e un domnilor. Da, domnule, spune, ai da, înțeles că vreau așa. Nu, că nu este de acord ca să luăm o utilitate, că este necesară. Fiecare consilier să vină cu o mașină, cu o dubă de-a lui, fiecare lume, să o pun la dispoziția primării și să facă treaba. Piste pentru biciclete, comuna cu orice invitare, pentru vehicule electrice, comuna cu orice. Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde, puncte de recărcare, vehicule electrice, stat de recărcare pentru vehicule electrice, în cazul PNRR, componenta C10, fondul local și al cheltuielilor referente a acestui proiect. Cine este pentru? Domnul primar, licitator, domnul primar. Asta să prezint proiectul. Poate mai a adus ceva în noutăți, față de data de 6. Nu s-a aducă pistă de avion. Am mai cumpărat, cred că domnul primar, încă o mașină electrică. Și acum se impune să... Tot o să cumpărăm, că nu mai ni de voie. Cine are bani? Putem termina cu ironie și cu... Și haideți să vă... Nu are, deci ca să terminăm doar de dezinformarea de domnul, dată de domnul Iftimie, că mi-am și cumpărat o mașină electrică. Da, am o mașină electrică, dar nu are legătură cu proiectul de hotărâre. Noi discutăm de biciclete. O să-mi iau și bicicletă electrică, domnul, sau trotinetă electrică. Și așa le-ați amestecat prin ședința trecută, că facem stații de încărcare, de încărcare autovehicul. Ăla e alt proiect, o să vedem și cum l-am față în asta. Deci hai să nu le amestecăm. Deci, cu aprobarea dumneavoastră, am făcut toți pașii pentru a obține o finanțare prin PNRR. În sensul în care, tot cu aprobarea noastră, am transformat proiectul de alei pietonale în piste de biciclete pentru a beneficia de acei bani veniți din PNRR. Am ajuns cu documentația depusă la București, documentația a fost analizată, am fost declarați eligibili și în acest sens vom primi 300 și ceva de mii de euro pe acest 200, proiect. 200. Mai tăiați. În față, mai tăiați. 300 de mii. Mai tăiați. Deci, 200 de mii sunt eligibili și 100 de mii neeligibili. Total proiectul, total proiect de pus de 300 și ceva de mii. Să puneți la vot, domnul președinte. Să puneți la vot. Ce întrebări? Ce? Acum? Mai sunt discuții. Nu, mai dăm. Vreau. Nu vreau. Mocanu, te-ai uitat în dreapta. Nu, domnul, în față, dar dacă nu m-ați lăsat să discut și eu... Dar nu poți să votezi proiectul. 6, dar pentru. 6 și 9, nu știu cum. Contra. Nu, eu nu-l văd. Abține? Abține? Tot
toți. Deci 9 ori. Nu l-am spus. Deci s-a uitat în dreapta și a făcut... Și a făcut în stânga. Numai după... Păi numai în stânga să se uite, domnule. Numai după... Bani în parcarea și în plumbă bani. Nu mai este tipă de drum. Era legat parcarea de asta, să știi. Cum? Da, îi faceți parcarea. Proiect numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei firme autorizate care se documentează o analiză a riscului seismic pentru toate clădirile publice și rezidențiale. Blocul din UAT, Comuna Pungoș. Puneți la vot, dacă mai are domnul primar modificări de altele decât atunci... Domnul Mocan a dispus ceva. Domnul președinte, permiteți să vreau să... Stimați, colegi, dar mi se pare că acum unul de zile discutasem de proiectul ăla. Acum ce facem? Îl repetăm. Și pe ăsta, și pe ăla, și pe ăla. Sunt vreo 4-5 proiecte care îi repetăm la fiecare ședință. Sau până când trec aceste proiecte sau... Vreau acum să dați dărâm în casa. Nu vreau? Nu sunt dărâm. Adică am discutat ședința. Deci nu sunt dărâm. Eu sunt dărâm. Nu sunt dărâm. Am fost de acord în ședința trecută. Dumneavoastră spuneți să transmitem prefecturii că Consiliul Local nu este de acord cu analiza riscului. Vedem, dar nu niște dat. Spune-mi la vot. 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 Nu, dar ce nu mă dai bani? Domnul este pentru acest... Domnul se abține. Supunem la vot cine este pentru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Împotrivă? Abțineri. Mulțumesc. Ai o reținere. Pentru 1, 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei firme autorizate care se întocmează așa riscul ăsta e acolo. Proiect numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea folosinței drumului de acces de la balastiera Corcel, la baza de producție și pe drumurile comunale și sătești de pe raza UAT Buoci de către SC Mafco Holding SRL. Domnul Mocan, aveți ceva de spus? Nu mă înscriu chiar acum, lăsă pe altcineva, am înțeles că domnul Eftimie are ceva de discutat. Da, eu aș vrea să discutăm, dacă permite domnul președinte. Mulțumesc, domnule președinte, domnule primar. Am observat ieri că aici, în zona curbei, care unde aproape de locuința mea, erau înainte domnul Mocan. Haideți să auzim. Chiar așa o dată. Era instalată o cameră de luat de supraveghere care filma toată strada până la firma Mafco. Foarte bine amplasată, considerăm înainte, pentru că acolo, pe acolo mai trec căruțele alea cu moloz, pe acolo se mai cară una alta, știți dumneavoastră. Ieri a fost demontată. Știți ceva? Care este motivația? Că am înțeles că oamenii spun că nu bănuiesc, așa că nu mai vor să vă vadă când cărați cu bul de scăvatorul pietriș zilnic de acolo spre a-l distribui către terți. De ce nu mai este acea cameră acolo? Și după aia discutăm și pe subiectul ăsta. Camera, e important. Camera de locație care spune dumneavoastră a fost defect o perioadă sau a legătura cu firma, fiind în garanție, să vină să-și vadă... Deci va fi reinstalată în același loc. Sigur că va. Da, și ce faceți dumneavoastră acuze că... Dar ce acuze? Acum să întrebați, nu faceți diferența între vă și acuze? Ați făcut acuze că luăm pietriș și îl ducem... Păi oamenii spun că vă văd, eu vă văd zilnic, mă cărați acolo. Eu pietriș? Nu, dumneavoastră, domnul Vii,
de primărie. Excavatorul. Da. Cu bucă de excavatorul, cu lumea vie. Și dracu, nu știu, cred că de bine. Acum o să ducă cu autorul. Și dacă ar lua de acolo, pentru sat aduce. Pentru sat? Vine cu bucă. Ce poți să faci cu o șmecherie? Pentru care sat? Pentru bucă ce aici. Nu să nu sat. Doamne, că nu s-a făcut. Puneți, domnul. Sunt bun ce trebuie. Sunt nevoie pentru că mi s-a pronunțat numele de către domnul Mihăiță. Sunt nevoie să mai repet încă o dată un răspuns care eu l-am dat. Domnul consilier Pușcălar, că repararea drumurilor din comuna Bocea, având în vedere că nu aveam acel utilaj cu care să cărăm trei turi, trei drumuri foarte bine, companare trei turi mai puțin și consumul și mai puțin, așa am făcut activitățile astea cu multe scavătate. Corect. Cât a fost nevoie? Haideți, domnul Fluminar, haideți că devine de la subiect. Păi, domnul Fluminar, am luat aplicate minerale de la o firmă, față că nu-i contract. Discutăm cu totul și cu totul. Păi nu, dacă nu are un contract, înseamnă că l-a furat. El venea buldor din zonă și aveți cunoștință de cauză. S-a dus în zonă, a ecologizat punctul ăla care mi l-a dat prin coordonate Stereo 70 domnul de la Medica de la Apei Române, s-a făcut curățenie, am raportat mai departe, se pot verifica, se pot verifica toate camerele din comună și dacă aveți suspiciuni că cineva s-a dus și a luat cumva. Dar e cu totul și cu totul așa. Hai să discutăm la diverse. A spus, domnul Mitchel că a creat pietriși de acolo. De baza unui contract sau l-a furat de pe undeva. O să spună domnul Mitchel. Păi că spuneți domnul Dorian. Nu are legătură. Hai să discutăm. Hai să revenim la ordinea pe zi. Păi Mitchel, spuneți domnul. Răspundeți sau haideți să lăsați. Există un contract. Să revenim la există sau nu există un contract? La punctul ăsta, discutăm la diverse, nu deviem. Eu ca inițiator al acestui proiect, atât vă pot aduce la cunoștință, că avem pe raza comunii un agent economic care are o activitate de autorizare, ia piscicol, care este în derulare, conform autorizației de construire de la Consiliul Județean, ca să nu ajungem că nu știu cine a eliberat din Consiliul Local autorizat. Deci, autorizația este în termen, este valabil și domnul vrea să-și continue investiția, atâta tot. Celălalt discutăm sub altă formă. Haideți să nu le amestecăm. Era o întrebare pertinentă, domnule. O discutăm la diverse. Vorbim de cadrul legal, al acțiunilor administrative pe care le promovați dumneavoastră. Există cadrul legal? Privind operatorului Lifcomal, Oafco Holding, al drumurilor sătești și comunale, eu aș avea un amendament și anume introducerea articolului 2, iar articolul 2 se transforme în articolul 3, prin care în articolul 2 să sune cam în felul următor, doamna secretar general. Pe toată perioada hotărârii de Consiliu Local va respecta următoarele măsuri. În primul rând, raportarea către primărie a numărului de matriculare a mașinilor care folosesc drumul de acces. În al doilea rând, folosirea unei viteze de deplasare a mașinilor de cel mult 10 km la oră, pentru că noi aici vorbim de niște auto-utilitare cu tonaj foarte mare, care de cele mai multe ori este depășit. Și viteza da. Și de asemenea drumul la ieșire din și mă refer la toate drumurile pe care sunt de-a lungul ieșirii din balastiere, să fie umezit ca și culturile să nu mai fie afectate de ceea ce se întâmplă în zonă. Dar, deci, este foarte important viteza de deplasare. Mai aveți?
Nu. Iar articolul 3 devine articolul 3. Văd foarte constructiv, așa trebuie să discutăm. Constructiv. Supuneți amendamentul și îl introduceți, nu știu. Da. Cine este pentru amendament? Hai să ne referim la un alt subiect. Care sunt acele lucrări concrete pe care le execută această firmă? Concret ce le faci? Dacă venim cu și ne amăgim din nou că scrim aici așa două pagini și la urmă nu facem nimic, nu mai vrem așa ceva. Concret, ce lucrări vor exista? Și unde le vor face? Concret, străzi, concret. Și să aduceți procese verbale cu activitatea acestor firme. Pentru că vin fiecare și după aceea știți ce fac? Nu fac altceva decât exploatează petriș și niște. Altceva nu fac pentru comun. Vă rog frumos, altceva nu fac pentru comun. Știu concret ce se întâmplă. Am și eu câtuși de cât foarte mulți ani și trebuie să înțelegem pentru totdeauna. Hai să facem ceva concret. Doamne, uite, am reparat strada la Pădurar. Uite! Asta este utilajul. Uite, am reparat strada la pe Pârâu. Păi așa venim și toată lumea. Nu, haideți să ne amestecăm iară. Deci am încălcăm de drumul de acces din balastieră până la baza de producție. Celelalte contracte, cum spunea domnul Iftim, discutăm la diverse. Ce o să facă și dacă au voie să facă. Dar haideți să ne vedem la punctul de pe ordine. Când ați aflat despre decizia asta? Când ați fost emisit la domnul Gabi Corcan? Nu știu ce decizie. Păi a fost acolo la dumneavoastră, la utilizare. Eu merg de câte ori este nevoie și de atât ori... De câte ori aveți nevoie? Nu, de câte ori este nevoie, nu le lasă de detaliare între instituție și agenții. Trece orice proiect, trece tot dumneavoastră. Deci, domnule, nu i-am promis nimic. Noi atât ne facem obligația legală de a bloca sau a debloca un agent economic pe raza comune. Deci v-am spus de la început, agentul economic are o autorizație de de construire a unei investiții legate de Consiliul Județean în termen și mai mult de atât ce se supune slabă, dacă e să fie el, nu mai stau. Cu amendamentul care se opune la tot proiectul și cu amendamentul domnului Golaie. Cine este pentru? Cine este pentru? Nu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deci amendamentul nu e tot. Am 7, doamna, că susțin amendamentul și proiectul. Sigur, 7, 8. Amendamentul. Acțiune? Împotriva, acțiune. Împotriva, acțiune. Băi, ați numărat tot asta. Da, 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 camera, 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 camera. Deci, împotrivă! Lasă-mi, hei, să-mi... Împotrivă! Lăsați, domnul, avem și alte proiecte. Tot
Împotrivă. Se abține cineva? Dar dumneavoastră sunteți președinte? Numărat, doamnă secretar, cum vă spune? Haideți, numărat, tu ce-l abțin, pe bune, cu două mâini, cu votești pe trei. Mulțumesc! Următorul proiect, dar știți că chiar sunt o lucru mai mult. Dar ce-a pauzut pe lumea, da? Nu mai e ca ușor. Doamnă consilier, nu, stai numai, proiect de hotărâre privind modificarea și actualizarea organigramei și a statutului de funcție al aparatului de specialitate al primarului UAT Comuna Puhoi. Inițiator primarul Cristian Dișcov. Deci, domnul consilier, încep să prezint. Deci, propunem acest proiect de hotărâre pentru că au intervenit niște modificări în organigramă, în sensul că a fost ales domnul Dorin Munteanu, viceprimar, în luna decembrie. A fost promovată o colegă de-a noastră sau poate a fost un post de funcție publică și trebuie actualizată această organigramă. De asemenea, propunem suplimentarea compartimentului registru agricol cu post, pentru că avem o abundență de contracte de arendă și cred eu că ar mai trebui o persoană care să se ocupe strict de asta. Dar nu sunt suficiente persoane? Să ne spun arendașii. Suntem contracte, sunt multe probleme de gestionat referitor la depunerea de contracte, în sensul în care pe program se suprapun suprafețe. Avem litigii între cetățeni, arendași. Arendași. Și e foarte greu. Acum, pe câte persoane nu putem elibera adeverințele APA în timp. Câte persoane sunt angajate pe agricol? Unul la registru agricol și Andrei este pe funcția. Și domnul Ponte. Oricum colaborează. Cu care e urgent? Da. Nu, urbanism. Sau în același lucru? Pentru a debloca situația, am trecut, știți foarte bine, am adus pe o perioadă determinată pe cineva să ne ajute. Mai apar și concedii medicale, mai apar și probleme familiare, mai apar și... Nu e așa ușor din gestor. Spuneți lui domnul Adescu, că tot omul e fost mai înainte. Ca să nu mă duc la șters geamul, la apă acolo. La Crăpalele, nu la Crăpalele. Hai să discutăm la timp. Apropo, domnul primar. Domnul primar, deci, conform legii, am vrea să știm și noi care este nivelul de implementare a suprafețelor agricole în sistemul electronic. Trimestrial ar trebui să ne aduceți la cunoștință, ca să vă spun așa legal. Ar trebui să mă duc la compartiment și hai să... Dar ați reținut? Am reținut. Noi avem niște raportări cu direcția... Dar și Consiliul Local, dacă vreți să voteze în cunoștință de cauză, trebuie să cunoască și ei situația. Ne afișăm pe site-ul primării, nu-i nicio problemă, nu-i niciun secret, nu ascunde nimic, nimic. Da? Supunem la vot. Proiect numărul 8. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Domnul Moca. Da, proiect numărul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării de firme care să oprească documentația necesară pentru obținerea avizului conform pentru amplasarea stațiilor de autobuz. Da, îmi dați voie să... Inițiator primarul comunei Cristian Dișcov. Avem adresul de la prefectură în acest sens. Vă rog, domnul Stoica, ca dumneavoastră. Adresa 3307 din 16.02.2023 ne aducea la cunoștință că avem obligația să obținem aviz de la administratorul drumului și de la poliția rutieră privind amplasarea stațiilor de autobuz. Avizul acesta constă în măsurători, în documentații cadastrale care se impun toate
punctele astea și forma lor și ce o ocupă ca să putem obține avizul Poliției Române. Distanța față de drum, și ne trebuie documente calificate de, prin măsurători de persoane autorizate. Mare parte din obiective vin pe proprietatea drumurilor județene, da, și da, administratorul trebuie să ne pună la dispoziție suprafața conturată de specialist. Intrăm în lucru cu ei, este vorba de dispoziție, ați vrut construirea acelei alveole, care tot de aici putem, tot pe baza asta putem cere suplimentarea suprafeții în vederea construirea alveolei în centrul satului de Pogori. Da, mulțumesc, domnul președinte. Deci, domnul administrator, să înțelegem cu noi, Consiliul Local, că de câțiva ani de zile noi stăm ilegal cu acele stații? Nu am cunoștință dacă au fost vreodată avizate de Poliția Română. Deci au fost instalate ilegal? Nu am cunoștință, nu pot să mă răspund. Mulțumesc frumos. Ele au fost montate cu acceptul Consiliului Județean în direcția de departamentul lor de transport, nu am cunoștință dacă au fost și avizare. Dar hai să-l punem în legalitate. Și dacă tot am mers atâția ani după cum ar zice să nu mai mergem. Nu știu, noi... Stimați colegi, în primul rând, hai să nu batem apa în piu. Noi nu avem unde să facem aceste stații. Aceste stații venim acum cu idei. Sunt niște interese, eu le știu pe ei. Poate unii în colegiul le știu. Eu le știu foarte bine. Lăsați că tot așteptăm să modernizăm această comună. Am rămas ca acum 20 de ani. Nu mai veniți la dumneavoastră imediat să spuneți cu apă. Dumneavoastră știți ce le spuneți, domnule Zin? Domnule, s-au simplificat treburile. Proiectele vor merge și tot. Dumneavoastră, eu mă abțin. Mă abțin în privința discuției cu dumneavoastră. Știți de ce mă abțin? Puteți, dar dați un pic să dau citire. Știți de ce mă abțin? Cum acuzat. Nu, eu nu am acuzat pe nimeni, dar vă spun unde. N-am reușit să facem o parcare unde trebuia, i-am schimbat denumirea din parcare, am făcut o pistă de bicicletă, că ne dă nu știu cine bani, că... De 2 ani de zile, este proiect inițiat de domnul Mișteanu, chiar și eu am fost de acolo. De 2 ani de zile stăm. Acum să vedeți că facem stat. Nu s-a aprobat. Piste de bicicletă. Domnul Vici, s-a aprobat. Poate m-a dat lipsit atunci la ședință. Domnul Vici, poate lipsit atunci la ședință. Dar noi l-am aprobat, domnule. Ce dracu vorbim? Este de la Consiliul Județean Bacău, Direcția Tehnică, Investiții și Publice, Serviciu Transport Public. Către OAT Comunii Bucovești, în atenția domnului primar Iștov Cristian. Referitor la avize de amplasare a stațiilor publice destinate opririi vehicolor ce reflectă... chiar nu văd că e întrerupt. Te rog frumos. Eu adresă trimisă pe un fax și... Deci. Direcția de Tehnică, Investiții și Lucrări Publice, Serviciul Transport Public. Către OAT Comuna Bucovești, avize de amplasare a stațiilor publice, destinarea opririi vehiculor și efectuează transport de persoane. Având în vedere prevederile Ordonanței 27/2011 privind transportul rutier și la articolul 15 din Ordonanța 43/1997 privind regimul drumurilor cu modificări și completări de utilizare privind amplasarea și autorizația unor stații publice, vă aduce la cunoștință următoarele. În funcție de programele de transport aprobate de autoritățile competente, drumurile publice vor fi prevăzute prin grijă autorităților publice, autorității administrației publice locale, cu stații amenajate în afara platformei drumului pentru oprirea vehiculelor care efectuează transport de persoane. Amplasarea stațiilor pentru oprirea vehiculelor care efectuează transport de persoane se stabilește de către autorității administrației publice locale cu avizul administratorului drumului și al poliției rutiere. Semnalizarea stațiilor pentru oprirea vehiculelor care efectuează transport de persoane și amenajarea acestora se asigură de către consiliile locale în intravilan și de către consiliile județene în extravilan, indiferent de categoria drumului, cu avizul administratorului drumului și al poliției rutiere. Luând în considerare hotărârea Consiliului Județean 89 din 28/4/2022 privind aprobarea programului transport public de persoane prin servicii regulate în trafic județean,
pentru perioada 1.1.2023-31.12.2032, vă solicităm să ne transmiteți până la data de 1.3.2023 avizele de amplasare pentru stațiile publice destinate opririi vehiculor ce efectuează transport de persoane. Ascultați! În situația în care nu dețineți avizele de amplasare a stațiilor pentru oprirea vehiculor care efectuează transport de persoane, vă rugăm să faceți demersurile necesare în vederea obținerii acestor avize și să le comunicați până la data de 30.03.2023. Anexat prezentei, vă transmitem o centralizare a stațiilor publice de transport ce se regăsesc pe raza administrativ-teritorială a comunei dumneavoastră, așa cum au fost comunicate la momentul întocmirii programului de transport pentru perioada 2023-2032, aprobat prin hotărârea Consiliului Județean 89/2022. Deci, de asta am spus că nu suntem siguri și atunci noi căutăm să le facem. Fără aprobarea autorității administrative publice locale, în speță Consiliul Local, noi nu putem face nimic. Și spune clar aici, în afara spațiului, adică acele alveole. Dar să nu mi-am aprobat odată proiectul ăsta. Nu, s-a pus prea aproape, nu s-a pus. Nu, de Consiliul Local. Și dacă mi-aduc aminte bine, am făcut și eu un amendament în ședință când a fost cu bugetul local pentru pentru stația de autobuz. Ca să obținem avizare, să facem o documentație la toate stații. Practic, acolo Consiliul Județean spune așa. Le depinde doar de autoritățile locale și ai rămâne două avize. Punct. Una aviză de aia și rămâne. Dar pe documentație, cine vă dă avize? Dă-mi un aviz. Și de ce nu faci? Păi cu hotărâri de Consiliul Local. Păi să mai hotărâri de două ori. Unde? Domnul Stoian. Vă împiedicați în hârtie. O să ajungă că ce să vă dea hârtiile afară din birou. Domnul... E cuvântul meu, dacă nu. În ăștia 2 ani de zile am votat cu toți aici, cred că 100 de proiecte de hotărâri care stau și umplu sertanele la domnul primar. Luna februarie, domnul Stelan. Înțelegeți? Acum mai nou. S-au votat niște trasee la Mâncuștiu acolo. Nu este să aprobăm întocmirea unei documentații în baza căreia să obținem avizele drumul de țeli și la poliția română, la poliția circulație. Ca să poată semna acest document, solicite de la instituții, sigur. Deci nu putem nici în primar. Stimați colegi, am să vă readuc aminte că acum 2 ani de zile s-a discutat să facem o parcare acolo în față, la biserică, în zona asta unde este vizabil. Vă aduceți dumneavoastră aminte când se spunea, doamne, încălcăm legea, că este drumul Consiliului Județean și nu se poate realiza. Noi am fost de acord să facem o parcare acolo, când coboară cetățenii de la stația de autobuz, să aibă un refugiu. Nu s-a putut face, încălcăm legea. Acum oare, estimați colegi, acum oare nu încălcăm legea? Atunci, pentru ca să nu se facă pentru comunitatea noastră ceva, să facem, i-am schimbat destinația, că nu avem bani. Și am dus-o, că facem piste de biciclete. Până la urmă facem piste de trotinete, că nu facem nimic. Nu facem nimic, nu vedeți că râde toată lumea de noi. Toată lumea râde de noi. Băi, am schimbat din parcare, în trotinete, în biciclete. Ce facem? Râdem unii de alții. Uite. Râdem unii, păi dar ce să se facă, domnule Viac, cum am? Am votat, s-a discutat dumneavoastră și să-mi credeți că eu când am ceva de spus, are perfecte dreptate, n-am votat cu toți. Ați văzut că nu s-a putut face, ca să nu facem în Buhoci, ca să nu facem, dacă era la Biștir, era făcută. Dar să nu facem la Buhoci, dumneavoastră nu vrei binele comunii Buhoci, îmi pare foarte rău, dar trebuie să spună, da. Băi, pe prefect, și știm noi de unde și cum. Dar nu așa venim cu idei din genul acesta. Când am discutat de acea parcare, să o facem acolo, a spus... Nici prefectul, că eu nu știu. Nu-i de la Explosiv, sigur. E de la Ghiță. Nu, e de la PPP. Nu, e de la PPP. E de la PPP. Dar problema se pune felul următor. Totdeauna veniți numai cu proiecte care vă avantajează. Dar pe proiecte care avantajează pe cetățenii comunii Buhoci, îi ducem de la parcare, îi ducem la biciclete, frotele. Mulțumesc, domnul președinte. Nu, domnul Mocan. Deci, aceste stații cu alveole nu se fac numai la Birghir sau la Buhoci. Spune acolo unde avem stații de autobuz, trebuie să prevedem. Indiferent că e drum județean sau drum comunal. Asta am citit. Da. Nu se fac la Birghir, la Buhoci. Nu era nici, nu, dar vă întreb.
Și dacă puteți să și răspundeți, nu era necesară o parcare acolo? Zona aia, de ce nu ați fost de acord? Că noi am fost de acord cu toți. De ce n-ați finalizat? Care a mai fost pedica aia? Că spuneați că acum s-au simplificat trebuie. Care? Date clare trebuia. Păi vedeți, și în ședința, domnul administrator, și în ședința trecută s-a discutat ceva, nu s-a luat nicio măsură. Discutăm de asta și pedeți. Acea majoritate. Am discutat că trebuie să facem aia. N-a venit nimeni, nu interesează pe nimeni. Dacă te puneam eu vici ultimul an, nu... Nu e adevărat. Nu e adevărat. Da, nu puneam dumneavoastră, nu? Eu cu așa, nu? Tot cu domnul administrator vreau să vorbesc. Repet aceeași chestie. Întrebările care au fost puse pentru oameni. Sunt aceeași întrebare pentru partare acum. În cazul când se votează Consiliul Local de acord, cât timp îți ia pentru două avize și să începe lucrări pentru bătărea aia? Și să nu spui chestionată. Aici spune, să angajăm specialiști care să facă documente. Aici te pricep să angajăm specialiști, nu-i problemă. Să obținem avizele. Am obținut avize de la Poliția Română pentru sistemul de supraveghere. Nu-i simplu. Eu duc documentația. Și mai vorbim cumva la ieri și cu linia continuă de pe mijlocul drumului, care se duce exact în proiecție, în mijlocul. Nu știu să o modificați pe noi pentru drumul județean. Nu judecați pe noi pentru drumul județean. Vizualizați probleme. Deci doar așa, de fapt, specialiștii. Da. Nu? Nu eu mai ținut direcția. Da, da. Vreau să vorbim de acoarele stației. Domnul Stoia, te-am ascultat, m-aș spus dumneavoastră. După câte am înțeles eu de aici, se vorbește de stațiile care deja sunt montate, da. Domnule. Ele da. Trebuie avizate. Da. Dar mă întreb, de ce nu au fost făcute atunci cu aviz ca să fie conforme? Dar nu e o stație gigantă, acolo este o umbrelă ca să deploie. Fii puțin și practic. Vorbim de stație și de locație. Domnul președinte, avem nevoie să o stabilim prin puncte, prin coordonate stereo 70. Dar sunt puțin domnul primar. Și la distanță corespunzătoare, conform nostru reglementări. Știți ce mă doare cel mai tare? Că au fost puse exact când ați vrut dumneavoastră stație. Exact asta. Și aici, în centru, n-ați spus. Chiar în centru și comuna Buhăci. Cum? Aia l-a intrat de ce? Domnul consilier, da. Deci acele stații au fost peruate la celălalt mandat, la ceilalți primari. Noi atât le-am păstrat locația acolo unde au fost poziționate, au fost preparate. Acum, ce solicită prefectura este să ne punem în legalitate cu locația frumos să fim pe lege, ca și distanță reglementată, ca și locație stabilită pe coordonate. O să facă investiții, probabil cineva o să facă investiții pe acele stații. Bine, lăsăm stații. Să face o investiție. Tu, de exemplu, dacă dumneavoastră ai zis astfel, da, fiind diplomat, dacă vreți să faci o clădire, vă trebuie dovada terenului, după care obțineți autorizații și așa mai departe, sunt pași. Asta trebuie să înțeleg. Noi suntem la primul pas acum. De acord. Și la avionul aia să mai durează. Aia cum o numiți din fața primării. Poate celălalt pas o să faci dumneavoastră, că nu o să ieșiți. La asta din fața primării aveți avizul și toate. La care? La ce? Asta din fața primării. Avionul aia să mă denumim. Parcare. Parcare. E o parcare. Parcare a primăriei. Domnul, e făcut în cuștiri. Aveți cuvânt. Avem voi. Mulțumesc, domnule. Domnule primar, transport, persoane. Gata, lăsați. Nu stai, stai. Așa ceva cum este făcut în fața primăriei, se putea face și în fața municipiului de 100 de ani. De ce aici s-a putut face și acolo nu? Aici este, avem avize, avem tot ce trebuie și acolo nu. Legea că hotărârea Consiliului Județean spune că ne trebuie avizul poliției. Și aici l-ați avut? Rutiere. Dar aici l-ați avut? Nimeni. La primăriei. Domnul, pe proiectul ăsta pe care îl dezbatem aici,
Nu am văzut nicăieri. Eu țin foarte mult ca acolo. Acolo trebuie avea și aici nu trebuie. Era făcut de șefata înainte în parcare. Da, poate continua. Era ilegal, domnule, peste tot, și indiferent cine fi. Fii șeful, că era pe bunicul. Eu și când am vrut să fac, doamne, că nu e legal, cât e spune. Păi era să se taie. Și cum altă făcut? Ei tăia microfonul lui Știmii. A, domnule. Era să vorbesc. Da, îi dau voi, poate. Mulțumesc. Eu așa cum ați observat de o bucată de timp, de când sunt în colegi aici, că eu bănesc și trage înainte. Eu sunt adeptul lucrului practic făcut, să fie și util, și practic, și ușor, și facil, și așa mai departe. Ori eu aici, în comuna asta, observ din partea dumneavoastră a executivului că nu acordați atenție în mod egal tuturor cetățenilor din comuna Buoș. Și dau ca exemplu satul Dospinești, unde nu am auzit pe nimeni aici să discute o stare de fapt care afectează bunul mers al lucrurilor în Dospinești. Nu există nici acum în satul Dospinești o stație care să deservească oamenii. Acei oameni, vară, iarnă, ploaie, vânt, trebuie să călătorească de la un capăt la altul până pe drumul județean, unde ați pus o baracă acolo. Ori, era imperios necesar să venim aici cu o propunere, ca și cetățenii ăia din Dospinești, care plătesc și dumnealor taxe și impozite locale, la fel cu noi, să primească și dumnealor atenția cuvenită de la administrația publică locală, construindu-le acolo la dumnealor în sat. Decidem împreună cu dumnealor, dacă doriți, unde este cel mai facil și unde este cel mai aproape de toată lumea să convină, pentru a nu mai obliga să meargă prin noroaile în care ține domnul primar de 20 de ani. Și așa sunt noroaie pe acolo, numai când nu plouă, nu i-aș dori domnului primar să ducă acolo, că dumnealui și achiziționează terenul numai pe la zone ferite de ochii oamenilor sau pe la asfalt. De ce nu v-ați luat un teren și la Dospinești? Păi nu vă... În Dospinești, ca să vedeți și dumneavoastră cum trăiesc oamenii. Păi dar de unde să dăm cu dăm? Dumneavoastră aveți o grămadă, sunteți foarte... Haideți să raportăm la... Nu v-ați întrerupt și ziceați de respect. Așteptați, nu vă doamne cerește. Dar dumneavoastră, cu ce v-ați făcut vila aia așa mare? Eu am muncit, domnule. Păi și așa muncit, domnule. Nu se prea. O să vedem. Instituțiile statului vor decide dacă ați muncit sau nu. La mine. O să vă mai fac. Domnul președinte, tăiați microfonul, domnule. Da. Deci, venim cu un proiect. După ce noi l-am avizat. Domnul primar, liniște puțin în sală, domnule. Venim cu un proiect. La ședința următoare vă tai microfonul, să știți. Asta e, să mai întoarce ceva. Bun, deci domnul președinte, ca să fim auziți. Domnul Dorel! Dacă dumneavoastră aveți microfoane în buzunar, noi... Bun, deci, în momentul în care satul Dospinești va primi atenția cuvenită în mod egal cu ceilalți cetățeni ai comunei. Și mă refer la apă, canalizare, drum asfaltat, rigole betonate, stație de autobuz facilă și în apropierea oamenilor de acolo, în interiorul satului, atunci vom vota și spune. Până atunci, mai gândiți-vă, domnule. Mulțumesc mult! Să punem la vot. Sunt aceia aprobate de Consiliul Județean. Sunt de drumul județean. Domnul Claudiu Știmi, cu ce proiect ați venit cu satul Dospinești dumneavoastră? Cu mai multe decât dumneavoastră. Niciunul nu vă propus de dumneavoastră. Nu-l vedeți că le ține domnul primar și doamna pe unde... Nu aveți niciun proiect. Păi asta e problema. Dar dumneavoastră, ce proiect ați avut? Unu. Ați avut un proiect? Da, a fost proiect. Da, a fost proiect. Nu e un proiect, supunem la vot. Cine este pentru? 1, 2, 3, 5, 6. Împotrivă, vă rog. Abțineri. Până când nu puneți pe hartă și în satul Dospinești... Dar este pus, domnul. Este pus. Dar dacă dumneavoastră nu analizăm documentația... Vinse de dumneavoastră este pus. În realitate nu este pus nimic. Satul ăla este uitat de lume. Proiectul ăla nu se face. Proiect de hotărâri privind aprobarea contractării unei firme care elaboreze agenda de integritate organizațională cu privire la strategia locală de anticorupție 2021-2025. De corupție? Nu vorbiți de corupție în casa corupului. Frate, anticorupție. Asta da, nu preventiv. Cum știți, centru a depune proiecte
Apropo, domnul Vasile, uitați, astăzi am pus un proiect pe mine de zis, dar nu mi l-a aprobat, doamnă, la ședința următoare. Ați vrut fapte, uitați fapte. Când vă văd pe dumneavoastră că știți să editați și nu așteptați doar condoleanțele oamenilor, cum spuneți dumneavoastră, mai discutați. Ca și licența care a luat-o? Portiți? Ca și licența care a luat-o? Aia, da. Da? Am o clasă, e mai mult decât licența, da? Da. Clase. Dar pe cum ați luat licența dumneavoastră? La 8 clase. Ia-i ca să m-ați luat licența. Dar nu am luat-o încă, vedeți că dumneavoastră sunteți... Dar ea e bine la unde am cu școli neacolo. Păi da, dacă se laudă unul cu 8 clase și discută cu unul licența... Dar nu luați licența noastră ca să luați-o, domnul Claudiu. Ați făcut... Dați la 60 de ani. Până acum ați fost proști, acum v-ați așteptat? Dar fac și master, dacă promiteți că o să te liți. Fac și master! Domnule consilier, dacă nu discutăm la chestia aceea, supunem la vot acest proiect. Cine este pentru? Domnule, și eu sunt la cine de la comunitatea. Care este problema? La consilier, cine l-a făcut, domnule? Poate la bătrânețe? Eu fac și eu de acum! Eu fac și eu de acum! Dați-mi voie în calitate de inițiator să explic un pic proiectul. Deci această strategie este necesară pentru a depune documente pe linii de finanțare pe PNRR. Dacă apar surse de finanțare pe diferite investiții, noi nu putem accesa acele fonduri, că nu avem acea strategie făcută de un specialist pe litera și spiritul legii. Și asta vreau să vă explic. Nu că are cineva vreun interes. Deci discutăm de a atrage fonduri în comună. Și fără aceste strategii depuse la documentație, nu obținem finanțări. Și o să veniți să vă duceți în comună și o să spuneți nu a făcut primarul nimic. Păi uite, primarul face demersul, că nu poate să sare etat. Rămâneți la nivel de demers, că atâta face. Păi, și când discutam de... Câți bani s-au întors la bugetul de stat 2022, deci, domnul, pe care dumneavoastră n-a fost capabil să-i cheltuiți? Câți bani? Spuneți-ne aici, tuturor. Respectați. Răspundeți la întrebare. Câți bani nu ați fost capabil să-i cheltuiți și s-au întors înapoi la bugetul de stat? Nu s-au întors la bugetul de stat. S-au întors înapoi în bugetul local pentru a fi cheltuiți în următorul an pe pași de drum. Pentru dumneavoastră că Comuna Buoci cheltuie banii sau în Comuna Buoci sau aparatul de specialitate cheltuie banii după ureche, după pașii impuși de legislație. Dacă nu avem avize, nu avem documente justificative, nu facem plata, domnule Iftimie. Și banii rămân în buget. Și nu se întorc înapoi la bugetul de stat. Se întorc în fondul de rulment, dacă ați auzit fondul de rulment pe care îl folosim anul viitor pe alte investiții sau să terminăm investiția în sine. Asta e bunul mers al unei administrații. Nu cum vă duceți dumneavoastră în dezinformați în... Au întors la bugetul de stat. Aduceți bani comună, că sunt termeni de implementat, nu numai pe mandatul ăsta. Deci sunt termeni de implementat până în 2028. Nu se știe cine vine și o să acuzați atunci că nu s-au făcut demersurile. O să vin cu hotărârea Consiliului Local și o să argumentez cine a fost pentru a aduce bani și cine nu a fost pentru a aduce bani. Eu cred că nu o să mai fiți. Să argumentăm noi. Domnule consilier. Da, stimați colegi, legea prevede că pentru a accesa fondurile europene trebuie să avem acest document. Acest document nu este pentru această etapă istorică în care trăim, respectiv mandatul ăsta care mai are un an jumate. Această hotărâre este nevoie pentru întreaga perioadă de aici încolo. Nu vei mai putea depune absolut niciun primar pe teritoriul României un proiect pe fonduri europene fără acest document. Deci de aia spun, înțelegeți că nu este proiectul primarului, nu este proiectul viceprimarului, este proiectul comunei cu voci. Dacă nu înțelegeți lucrul ăsta, că trebuie să aprobăm, să facem demersul din timp, o să ajungem la anul viitor când nu va mai fi primar domnul Ștoc, cum zice domnul Mihăiță, pronosticează, va fi chiar domnul Mihăiță primarul. Și nu sunt cel de pe acum. Nu va putea să implementeze domnul Mihăiță niciun proiect pe fonduri europene dacă nu are acest document. Va trebui să facă atunci mai pe timp, domnul Mihăiță.
Ata, mulțumesc. Vrea să urmă, domnule Dorel. Bine, mulțumesc geaba. Domnul președinte, am o întrebare tot pentru domnul... Dar ce ai tu cu omul ăsta? El e în măsură, el are acte, știi, el umbre, el scoate... El e parte, el e... mai documentat decât eu și ceilalți colegi. La orice proiect, la orice chestie, la orice avizie care trebuie să scoase, normal, trebuie să angajăm o firmă specializată. Care să facă documentare. Corect. Ei sunt să specializați. Putem să știm și noi costurile la toate firmele astea. Când ne costă un aviz, poate indiferent cât costă. Alții, dacă nu sunt autorizat, nu poate să facă. Unul autorizat, domnul Vici. Dar noi votăm să se poate o firmă, dar firma aia poate să fie X sau cu Y. Dacă nu este autorizat, nu poate să se poate nimeni. Vorbim de o linie paralele, domnul Vici. Nu vorbim de firme autorizate. Sica, sica. Firme autorizate. Problema este că cheltuim banii pe avize de astea și pe specialiști și cum e trei, doar cheltuim bani, nu se face, nu se pune în aplicare niciun proiect. Cheltuim bani cu nemiluita pentru că poate de acolo mai pică ceva. Așa este domnul administrator. Sunt și în plus. O să vă spun. Da. Poate cu vocea pare cu achiziția două dastări. Da. Sunt și în plus. Pe care nimeni nu le recunoaște. Vi s-a explicat problema care a fost. Știi foarte bine. Dar știți foarte bine. Domnul consilier, după am întrebat ceva de spune. Da. V-am răspuns. Domnul consilier. Justin. Da, să lasă. Hai, punem la vot. Cine este pentru? Domnul consilier, atenție, am supus la vot. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Măcar, când ați fi președinte, tu ești primar și n-ai să poți face nimic, ca ce-i să zice? De fapt, nu te mai întreb. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 3 la contractul de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare, operare instalației numărul 1078 per 1087 și per 16/4/2018 cu SC Ecosud ESA. Inițiator, primarul comunii Ștoc Cristian. Da, da, e bun acum, e bun. Îmi vorbea să ne dea domn primar, ne spuneți. Ia uite. Și de să aflați. Tot, sigur. Și aici am mult de discutat, că foarte multe prețuri. Cu ce nu? Sunt... Unele au crescut de 2000 și ceva de ori, altele au scăzut pe baza cărora. Adică ar trebui niște explicații aici.
sunt niște note de fundamentale. Acest proiect de hotărâre în fața Consiliului Local, în urma adresilor venite de la ECOSUR, ARIS, ECOSUR, mai bine. Atunci eu propun, ca să nu fie mai domnul directorul ADIS să ne explice. Chemăm direct. Suntem, domnul secretar, nu v-am acuzat de nimic. Dacă țineți minte, când s-a aprobat celălalt contract cu Soma, că din procedura de colectare a deșeurilor de pe raza OAD-ului, fac parte doi agenți, să zic așa. Rău, Crestu și Soma. Nu. Colectare. Nu. Deci colectare și depozitare. Colectare prin Soma și depozitare prin... Cei de la Soma o să vină și o să ridice gunoaiele, deșeurile, după care le transportă la Ecosud și acolo, dacă dumnealor nu au justificarea costurilor, s-ar putea să blocheze mașinile și să nu le mai primească. Și în sensul ăsta vom avea un blocaj la nivel de OAT. Așa văd o problemă. Dar cum a spus dumneavoastră, așa cum a spus dumneavoastră, ați venit cu o propunere, putem abona proiectul și solicita sprijinul celor sau sprijinul. Facem invitații către Ecosud și o să vină și o să... Dacă se blochează cumva, avem unde duce noi. Supunem la vot proiectul. Propunerea mea că să invităm pe domnul Ladis. O fost, mă. O fost, nu erai tu. Pe cum Ecosud? Sau nu a votat aia și să rămăm? O fost pe la vot, domnule. Supunem la vot. Cine este pentru? Una depozitare. Domnul consilier a avut un amendament. Da, dar... Pe ce supunem la vot? Cu amendamentul, nu? Să fim informați de ce votăm, să prezint din ședința următoare, să ne explicăm ce da, da, bine, foarte bine, bine, bine. Deci vot, amânare pentru ședința următoare. Eu sunt pentru, băieți. 2, 3, 4, 5, 6, 7... Suntem pentru a... Nu mai terminăm o dată. Viorel, nu? Băi, este foarte stufos în zile aurică. O să ne explice. Bă, cum o să-l făcă? Deci, oricum o să-l făcă? Dar măcar să știu... Gata, băieți, băi, ardeți cu înțelegerea. Foarte bine, s-a amânat. Măcar n-ați votat împotrivă. Mai cu tatăl. Băi, cu tatăl. Băi, cu tatăl. Care va verifica respectarea clauzelor contractuale de către concesionari, chiriași pentru contractele de concesionare, închiriere a bunurilor în proprietatea OAT-ului aflate în derulare. Supuneți la vot. Cine este pentru? Cine este pentru? Nu, doar trei, da? Toți? Mulțumesc! Da, da, da. Dacă e proiectul bun, cum să nu-l vătă? Eu m-am abținut, doamna secretară, eu m-am abținut. Nu, asta este opinia mea. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la cursul de pregătire, formare și perfecționare profesională a consilierilor local din cadrul Consiliului Local Poți. Da, e bun asta, că trebuie să ducă toți consilierii. Da, bun, să mai spună iftimii câți proști, câți nu știu. Dar n-am zis câți proști. Îi trimitem direct la facultate sau... Vasile, îi trimitem direct la master. Să punem la vot. Cine este pentru? Lasă-mă pentru bine de comunitate. Mă miră faptul că nu se mai discută de costuri, nimeni nu discută de ce implică. Aveți cel mai mare buget, domnule. Puteați foarte bine, domnilor consilieri, să faceți cursuri de pregătire și înainte, că sunt diferenți. Domnule privat. Deci, domnilor consilieri, să vă susțin. Domnilor consilieri,
împotrivă. Bune, domnule. Dar care e problema? Le am aici. Împotrivă. Deci unul împotrivă, patru abțineri. Ați zis în bugetul anual. Da, domnule, la 10.000 de lei și la rectificare îl prindem și mai mult. Vă votez pentru că nu cunoaște. Ce buget ați aprobat? Nu, ați votat întrebarea. Ați că avem cel mai mare buget, dar cum ne faci? Voi faceți cursuri pe la Sinaia, pe unde se fac, verificați să ai oameni. Ce cursuri? Nu mai fac. Nu mai fac. Da? Da?